Capitolul al patrulea. Împuterniciți prin Duhul Sfânt. Îndreptați-vă pentru câteva clipe gândurile la imaginea unui rege din Evul Mediu. Încercați să vă închipuiți felul în care se desfășura viața acestuia într-un castel cu turnuri, înconjurat de cavaleri și doamne de onoare, luptând în bătălii și fiind încununat de glorie. Poziția și linia genealogică a unui rege erau privite adesea ca fiind rânduite de Dumnezeu, astfel că regii se bucurau de un mare respect din partea supușilor și se scăldau în bogății. Cuvântul regelui era lege, iar judecata lui era definitivă. Un rege bun înțelegea că responsabilitatea lui era aceea de a-i proteja pe cei care trăiau între hotarele regatului său și că era chemat să caute binele țării, lărgindu-i granițele și sporindu-i resursele. Responsabilitățile care apăsau pe umerii omului care ocupa această poziție erau uriașe, de aceea regele se bucura de puteri extraordinare, uneori având în mână chiar puterea absolută. Țineți cont de faptul că nu mă refer acum la un cârmuitor marionetă, tipic epocii noastre, în care democrațiile și republicile slujesc drept principală formă de guvernământ, ci la o monarhie absolută. Închipuiți-vă acum că un asemenea rege ar disprețui sau nu ar fi deloc conștient de puterea care îi revine odată cu poziția. Ce s-ar întâmpla cu regatul său? Ar fi cucerit curând, supușii lui ar deveni robi, iar resursele ar fi prădate. Nu este de ajuns ca un rege să ocupe doar poziția de rege, adică numai să se bucure de șederea într-un palat și de modul de viață opulent care o însuțește. El trebuie să îndeplinească rolurile monarhiei care decurg numai din puterea pe care i-o conferă poziția sa. Statutul regelui de persoană care întrupează autoritatea nu are niciun efect dacă nu exercită puterea care îl însoțește. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am devenit împreună moștenitori cu Hristos. În epistola adresată de Pavel Romanilor citim astfel: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Romani 8:17. Poziția aceasta este subliniată, lămurit și în Efeseni 2:6. El, adică Dumnezeu, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. În și prin Hristos, starea noastră s-a schimbat. Acum nu mai suntem copii ai lumii acesteia, ci moștenitori de viță nobilă ai împărăției cerurilor. Ca moștenitori ai acestei împărății, am fost însărcinați cu îndeplinirea misiunii Domnului nostru. Cucerirea și împărăția Lui au devenit ale noastre, fiindcă noi am fost înfiați și facem acum parte din familia regală. Ce adevăr uluitor! Dar asemenea regelui pământesc din ilustrația noastră, dacă vrem să fim eficienți pe poziția care ne-a fost atribuită în Hristos, trebuie să descoperim și să exercităm puterea care vine odată cu ea. În capitolul acesta ne vom opri asupra modului în care suntem împuterniciți să ne îndeplinim rolul care ne revine pentru înaintarea împărăției divine. Petru a făcut următoarea afirmație: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2:9. Înainte să mergem mai departe, este important să remarcăm aspectul acesta. Poziția vine întotdeauna înaintea puterii. Noi trebuie să fim în Hristos înainte să putem înfăptui vreodată ceva pentru împărăția sa. Puterea de care avem nevoie. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Fapte 1:4-5. Iisus nu le-a sugerat apostolilor să aștepte făgăduința lui, nici nu le-a recomandat să îi ia în seamă spusele, ci el le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim până la îndeplinirea acelei promisiuni. Iisus a dat atâta importanță acestei instrucțiuni, fiindcă împuternicirea Duhului Sfânt este esențială pentru întreaga lucrare a împărăției sale. El știa că ucenicii lui erau dornici să împărtășească vestea bună a învierii și că puteau ajunge să-și piardă răbdarea în așteptarea promisiunii Duhului Sfânt. În Fapte 1:3 aflăm că petrecuseră zile în șir în prezența lui Iisus, ascultându-i învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că apostolii văzuseră dovada netăgăduită a învierii lui. Nu aveau nevoie să mai fie convinși de validitatea cauzei lor, fiindcă fuseseră martorii oculari ai dovezii biruinței lui Hristos asupra morții. Cu alte cuvinte,
erau gata să pornească la drum. Însă Iisus i-a privit și le-a spus, nu vă începeți lucrarea, nu predicați Evanghelia în lumea întreagă și nu plantați nicio biserică până când veți fi fost îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt, Luca 24:49. Potrivit Scripturii, cred că Iisus a dat porunca aceasta unui număr de aproximativ 500 de oameni. Vezi 1 Corinteni 15:6. Însă, în Fapte 1:15, vedem că numărul celor aflați în odaie de sus scăzuse la 120. Ce se întâmplase cu ceilalți 380 de ucenici? În ce mă privește, cred că pe măsură ce trecea zi după zi, au plecat unul câte unul până au mai rămas numai 120. Poate că cei 380 care s-au dus și au zis să ne întoarcem în sinagogi, să plantăm biserici și să împărtășim vestea minunată a învierii lui Iisus. A urma urmelor, nu e bine să irosim nici măcar o singură zi dintre cele pe care le-am putea folosi vestind Evanghelia. Numai 120 de oameni au fost dispuși să aștepte, așa cum le poruncise învățătorul. Poate că ajungi aici, spuneți, ei bine, John, de bună seamă că ucenicii aveau nevoie să aștepte Duhul Sfânt, fiindcă nu îl primiseră încă, dar în ce ne privește, lucrurile stau altfel, fiindcă noi primim Duhul Sfânt odată cu mântuirea. Să aruncăm o privire la pasajul din Ioan 20:21-22. Pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Iisus a suflat peste ucenici și le-a spus, luați, adică primiți Duh Sfânt. Cuvântul grecesc pentru primiți înseamnă de îndată sau chiar acum. Aceasta nu anticipa ceea ce urma să se întâmple ulterior. Ucenicii au primit Duhul Sfânt înainte de înălțarea lui Iisus la cer, însă nu au fost îmbrăcați cu putere decât atunci când au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu în ziua cinzecimii. Ziua cinzecimii. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Fapte 2, primele 4 versete. Știu că mulți dintre noi au văzut versiunea acestei relatări surprinse cu ajutorul flanelografului la școala duminicală. De obicei, credincioșii strânși la oaltă sunt înfățișați ca având niște limbi mici de foc deasupra capului. Probabil că aceasta nu este cea mai bună reprezentare a ceea ce s-a petrecut atunci. În Vechiul Testament, focul simboliza adesea prezența lui Dumnezeu. Ceea ce a descris autorul cărții Fapte drept limbi de foc sau limbi ca de foc reprezintă manifestarea prezenței divine. Ucenicii lui Iisus, bărbați și femei deopotrivă, au fost scufundați sau botezați în prezența lui Dumnezeu. Această prezență revelată se regăsește și în expresia vâjeitul unui vânt puternic. După cum am văzut în capitolul 1, Duhul Sfânt nu este un vânt puternic, El este o persoană. Cu toate acestea, manifestarea sosirii Lui în odaia de sus a îmbrăcat forma unui vânt puternic. Cuvântul grecesc pentru umplut din Fapte 2:4 are sensul literal de săturat. Potrivit dicționarului, a sătura înseamnă a da cu prisosință. Credincioșii aflați în odaia de sus au fost umpluți cu prisosință de Duhul Sfânt. Toți au experimentat o măsură mai mare a prezenței vădite a lui Dumnezeu în viața lor. Pe lângă manifestarea sub forma focului și a vântului, un alt semn al umplerii cu Duhul Sfânt a fost faptul că ucenicii au început să vorbească în alte limbi. Care este rostul vorbirii în alte limbi? Dacă m-aș afla în Spania și aș întâlni un om care mi-ar fi lămurit că nu vorbește spaniolă, l-aș întreba, care e limba ta maternă? Pe de altă parte, nu aș avea nevoie să întreb un om care vorbește engleză care este limba lui maternă, fiindcă eu, care vorbesc aceeași limbă, aș recunoaște-o de îndată. Prin urmare, pentru mine engleza este o limbă cunoscută, dar pe altele le voi considera necunoscute. Vom reveni mai târziu asupra acestui subiect. În ziua cinzecimii se afla un Ierusalim iudei din multe colțuri ale lumii, strânși acolo cu prilejul unei sărbători. Venind din felurite țări și ținuturi, iudeii aceștia aveau multe limbi materne. Citez, și se aflau atunci în Ierusalim iudei oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut?
Fapte 2, de la 5 la 8. Observați următoarea afirmație a Scripturii. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat. Cuvintele acestea au strâns mulți oameni în jurul celor care vorbeau în limbi. Mulțimea era uimită văzându-i pe acei galileieni, care erau considerați în general oameni neînvățați, că vorbeau atâtea limbi diferite. Această expresie a Duhului lui Dumnezeu a constituit un semn pentru cei care nu erau încă ucenicii lui Iisus. Citez, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Fapte 2, de la 11 la 12. Revărsarea Duhului Sfânt petrecută atunci i-a dat ocazia lui Petru de a le răspunde cu una dintre cele mai cunoscute predici din Scriptură, în care a zis, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Fapte 2, versetele 32 și 33. Observați faptul că toți au văzut și au auzit dovada puterii Duhului Sfânt. Câteva versete mai târziu este surprins răspunsul mulțimii. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Versetul 37. Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta, adică Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Versetele 38 și 39. În timp ce Petru proclama vestea cea bună a mântuirii, de care pot avea parte toți cei care cheamă numele Domnului, vezi Roman 10 cu 13, el a arătat totodată foarte lămurit că darul Duhului Sfânt este pentru toți cei ce cred. Ce fapt uimitor! Promisiunea aceasta este valabilă pentru orice credincios, din trecut, prezent și viitor. Patru relatări. În Cartea Fapte întâlnim alte patru relatări despre oameni care au fost umpluți cu Duhul Sfânt după ziua cincizecimii. În timp ce le parcurgem pe fiecare în parte, aș vrea să fiți deosebit de atenți cu privire la două aspecte. Mai întâi, în toate relatările, cu excepția uneia, umplerea cu Duhul Sfânt survine separat de experiența mântuirii. Apoi, cei care au fost martorii acestor umpleri cu Duhul Sfânt au văzut și au auzit deopotrivă dovada prezenței Duhului în viața proaspeților credincioși. Filip și samaritenii. Prima dintre cele patru relatări amintite se găsește în Fapte 8. Filip fusese trimis în cetatea Samaria pentru a vesti Evanghelia lui Iisus Hristos. La proclamarea Evangheliei, întreaga cetate a cunoscut o adevărată trezire. Șchiopii au fost vindecați, duhurile necurate au fost scoase afară și mulți oameni au primit vestea bună a mântuirii divine. Citez, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Fapte 8, versetele 12 și 13. Când au crezut vestea bună despre Iisus Hristos, s-au născut samaritenii din nou? De bună seamă! Când un om crede Evanghelia, îl primește pe Iisus Hristos și devine copil al lui Dumnezeu. Acești proaspeți credincioși au fost botezați apoi în apă ca semn al credinței lor în Iisus Hristos. Cu toate acestea, în versetele următoare vedem că liderii bisericii primare știau că mai era nevoie de ceva. Pe lângă convertire și botezul în apă, noii credincioși trebuiau să primească botezul Duhului Sfânt. Citez, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și mântuirea implicit, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus, adică primiseră botezul în apă. Fapte 8, versetele 14 la 16. La auzul veștii că samaritenii primiseră Evanghelia, apostolii au hotărât să îi trimită pe Petru și pe Ioan la noi credincioși de acolo. De ce au fost trimiși doi dintre cei mai respectați apostoli ca să se roage pentru samariteni? La urma urmelor, aceștia din urmă primiseră deja mântuirea și fuseseră botezați în apă. Petru și Ioan au fost trimiși anume să se roage ca samaritenii să primească Duhul Sfânt. Versetul 15. Nu uitați că Ierusalimul se afla la peste 55 de kilometri de Samaria. Poate că distanța aceasta nu pare mare astăzi, însă apostolii nu aveau mașini și nici acces la mijloacele moderne de transport în comun.
Au fost nevoiți să străbată cei 55 de kilometri pe jos, ori călare, iar drumul trebuie să le fi luat cel puțin o zi sau două. Pentru ei, Samaria nu era la o aruncătură de băț. Este important să observăm faptul că noi, credincioși, fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Acum erau, așadar, copiii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, exista un element al darului mântuirii de care nu avuseseră încă parte. Poate că vă gândiți, stai o clipă, John, credeam că Duhul lui Iisus Hristos începe să locuiască în inima noastră de îndată ce primim darul mântuirii. Într-adevăr, așa este. Pasajul din 1 Corinteni 12:3 afirmă lămurit: nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Nu putem mărturisi domnia lui Iisus fără ca influența Duhului Sfânt să fie prezentă. Însă aspectul acesta nu este tot una cu umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Biblia arată limpede că toți cei ce sunt în Hristos sunt sfințiți și pecetluiți cu Duhul Sfânt. Vezi 1 Petru 1:2, Efeseni 1:13. Nu încape deci îndoială că primirea prezenței Duhului Sfânt pentru a sălășlui în noi face parte din experiența mântuirii. Când Dumnezeu vă privește, El vede Duhul Fiului Său. Nu uitați că atunci când primiți mântuirea, sunteți strămutați în Hristos, devenind parte a moștenirii și a împărăției sale. Cu toate acestea, nu sunteți umpluți cu puterea Duhului Sfânt până când o cereți de la Tatăl. Iată ce spune Iisus: deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Luca 1:13. Iisus l-a numit pe Dumnezeu Tatăl nostru ceresc. Este evident așadar că El vorbea despre credincioși. Știm aceasta pentru că în Ioan Iisus vorbește despre Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Ioan 14:17. Lumea îi reprezintă pe cei care trăiesc în afara împărăției lui Dumnezeu. Este vădit faptul că orice om care nu s-a supus domniei lui Iisus nu poate primi Duhul Sfânt. În concluzie, îndemnul de a cere Tatălui Duhul Sfânt nu face referire la mântuire, ci ține de o umplere ulterioară care poate fi primită numai de cei mântuiți deja. Să ne întoarcem acum la pasajul din Fapte 8. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Versetele 17 până la 19. Petru și Ioan și-au pus mâinile peste credincioși, iar aceștia au primit Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul lui Dumnezeu era în mod vădit observabilă cu ajutorul simțurilor fizice, fiindcă Scriptura spune că Simon a văzut că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor. Simon, care era și el credincios, a rămas atât de uimit de manifestarea puterii Duhului Sfânt în viața credincioșilor, încât s-a oferit să îi plătească pe apostol pentru ca aceștia să îl învețe cum să dea și el altora puterea aceasta. Reacția lui a fost nepotrivită, iar Petru l-a mustrat neîntârziat. Pe parcursul cărții Fapte, umplerea cu Duhul Sfânt a fost urmată în mod tipic de o manifestare exterioară care a putut fi văzută și auzită, cel mai adesea sub forma vorbirii în limbi și a profeției. Iată de ce apostolii obișnuiau să spună că Dumnezeu coboară asupra credincioșilor. Relatarea aceasta din Samaria constituie una dintre puținele situații în care Biblia nu menționează specific faptul că umplerea cu Duhul Sfânt a fost urmată de vorbirea în limbi și de profeție. Cu toate acestea, putem deduce că aceste manifestări au existat. Altminteri, Simon, un fost vrăjitor, nu ar fi văzut dovada prezenței Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Saul din Tars. Istoria convertirii lui Saul reprezintă unul dintre pasajele cele mai remarcabile din Scriptură. Aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unui aspect mai puțin proeminent al acestei întâlniri uimitoare. În Fapte 9, îl găsim pe Pavel în drum spre Damasc, unde urma să pornească prigoana împotriva credincioșilor. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonește. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Versetele 3 până la 6. Observați că Saul l-a numit pe Iisus Domn.
Când Iisus Hristos devine Domnul vieții noastre, suntem de îndată născuți din nou. Eu cred că Saul a devenit credincios în momentul în care a recunoscut domnia lui Iisus. După această întâlnire cu Domnul, Saul și-a petrecut următoarele 3 zile în cetate, postind și așteptând să îi se spună ce trebuia să facă. Apoi Domnul i-a cerut unui ucenic pe nume Anania să meargă la Saul. Anania s-a neliniștit auzind porunca Domnului, fiindcă auzise multe despre râvna cu care îi prigonea Saul pe credincioși. Astfel că Dumnezeu i-a spus, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Versetul 15. Când a ajuns în casa unde fusese găzduit Saul, Anania și-a pus mâinile peste acesta și i-a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Versetul 15. Anania a știut în mod vădit că Saul primise mântuirea, fiindcă i s-a adresat cu cuvintele, frate Saule. Cu toate acestea, deși Saul era credincios, Dumnezeu l-a trimis pe Anania să se roage specific pentru el, ca să primească vindecarea și umplerea cu Duhul Sfânt. Vedem și în împrejurarea aceasta că umplerea cu Duhul Sfânt a survenit după ce darul mântuirii fusese deja primit. În fapte 9 nu se menționează că Saul, numit și Pavel, ar fi vorbit în limbi. Cu toate acestea, știm că apostolul vorbea în limbi, fiindcă mai târziu a scris, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, 1 Corinteni 14:18. În ce mă privește, cred că Pavel a început să vorbească în alte limbi atunci când s-a rugat Anania pentru el. Pavel a avut nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, deși era deja mântuit, fiindcă împuternicirea Duhului lui Dumnezeu era vitală în lucrarea lui de propovăduire a lui Iisus înaintea neamurilor, a împăraților și a fiilor lui Israel. Vezi fapte 9:15. Petru și Corneliu. În fapte 10 este surprins un crâmpei al simțului umorului de care Dumnezeu dă dovadă. Primul verset ne-l prezintă pe Corneliu, un centurion roman. Scriptura ne spune că acesta era un om cucernic și temător de Dumnezeu, care făcea multe milostenii și se ruga mereu lui Dumnezeu. Până atunci, Evanghelia Mântuirii nu fusese vestită încă neamurilor, astfel că Dumnezeu și-a trimis îngerul la Corneliu. Mesagerul divin nu a dezvăluit însă planul lui Dumnezeu de a-l mântui pe Corneliu, ci a spus doar să trimită după Petru. Plin de entuziasm, Corneliu a trimis neîntârziat niște oameni care să-l găsească pe Petru în locul pe care îl spusese îngerul. Aflăm apoi că Petru se găsea în Iope, când a căzut într-o răpire sufletească și a avut o vedenie cerească. În vedenia aceasta, Dumnezeu a folosit diferite imagini pentru a-l învăța pe apostol să nu numească necurat ceea ce curățise el. Fapte 10, de la 9 la 15. Dumnezeu știa fără îndoială că lui Petru îi va fi greu să înțeleagă sensul celor văzute, fiindcă i-a arătat aceeași vedenie de 3 ori. În timp ce Petru cugeta la înțelesul ei, oamenii trimiși de Corneliu au sosit la poartă. Duhul Domnului i-a spus lui Petru să meargă cu ei. Duhul Sfânt nu i-a arătat de ce îl trimitea în casa lui Corneliu, în ciuda faptului că era împotriva obiceiului vremii ca un iudeu pios să aibă de-a face cu neamurile. La sosirea în casa centurionului, Petru a spus, știți că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu altul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cărtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Versetele 28 și 29. Petru a făcut legătura între vedenia avută și întâlnirea lui cu romanul cel cucernic, așa că a început să-i predice lui Corneliu Evanghelia. Dintr-o dată, în toiul mesajului lui Petru, Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat și cei din casă, care erau din rândul neamurilor, au început să vorbească în limbi. Petru a rămas cu totul înmărmurit, fiindcă așa ceva nu se mai întâmplase până atunci. Dumnezeu știa că lui Petru și însoțitorilor săi iudei avea să le fie foarte greu să se împace cu gândul că darul mântuirii era menit să ajungă și la neamuri. De aceea Dumnezeu a turnat Duhul Său peste neamuri înainte ca Petru să aibă măcar ocazia să se roage pentru ei ori să-i boteze în apă. Aceasta era dovada că cei care nu făceau parte din poporul lui Israel erau incluși la rândul lor în planul divin de mântuire. Citez. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Versetele 45-48. Iudeii nu puteau nega dovada mântuirii divine de care avuseseră parte neamurile,
fiindcă au văzut și au auzit manifestarea puterii lui Dumnezeu în rândul acestora, adică umplerea cu Duhul Sfânt. Credincioșii iudei erau consternați. Dumnezeu nu doar că deschisese neamurilor ușa mântuirii, dar și trimisese umplerea cu Duhul Sfânt peste acestea înainte ca evenimentele să se desfășoare în ordinea lor firească, începând cu mărturisirea publică și cu botezul în apă. Aceasta este singura situație din Scriptură în care Dumnezeu a lucrat în felul descris mai sus. În toate celelalte, revărsarea Duhului Divin a avut loc după convertire. Cred că Dumnezeu a procedat astfel știind că iudeii voiau un semn aparte care să le arate că darul mântuirii cuprindea și neamurile. Efesenii. A patra relatare asupra căreia doresc să ne oprim se găsește în Fapte 19. Pavel se găsea în toiul uneia dintre multele sale călătorii când a ajuns în Efes. La sosire acolo, Biblia ne spune că a întâlnit niște ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Prima întrebare pe care le-a pus-o a fost aceasta: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Fapte 19:2. Wow! Dacă aceasta a fost prima întrebare pe care le-a pus-o Pavel acelor efeseni, ea ar trebui să se numere printre primele pe care le punem și noi oricărui proaspăt credincios. De ce era subiectul acesta atât de important pentru liderii bisericii primare? Pentru că împuternicirea Duhului Sfânt este esențială misiunii pe care o avem noi în Hristos. De ce ar dori vreunul dintre noi să trăiască un ceas măcar fără puterea care constituie combustibilul necesar împlinirii acestei misiuni? Vezi Fapte 1:8. Pentru a fi eficienți în împărăția Tatălui, trebuie să ne găsim în Hristos, adică să fim mântuiți și să fim împuterniciți de Duhul Sfânt, adică umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Pavel a descoperit că, deși efesenii aceia erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, nu auziseră despre vestea bună a mântuirii prin Iisus, așa că a început să le împărtășească Evanghelia. După cum pomeneam înainte, primirea poziției noastre în Hristos va precede întotdeauna împuternicirea cu Duhul Lui. Chiar și atunci când, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Corneliu, manifestarea exterioară a puterii, adică umplerea cu Duhul Sfânt, precedă mărturisirea exterioară a mântuirii prin botezul în apă, mântuirea are loc întotdeauna înaintea puternicirii. Astfel, după ce au ascultat cuvintele lui Pavel, efesenii au fost mai întâi botezați în numele Domnului Iisus. Versetul 5. Altfel spus, au primit mântuirea care este numai în și prin Iisus Hristos. Însă întâlnirea lor cu apostolul nu s-a sfârșit astfel. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Versetul 6. Umplerea cu Duhul Sfânt a survenit după ce noii credincioși fuseseră botezați în numele Domnului nostru Iisus. Înainte de întâlnirea lor cu Pavel, oamenii aceștia cunoscuseră foarte puține despre Iisus. Însă, odată ce au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, au prorocit, ceea ce înseamnă că au declarat mesajul lui Iisus Hristos, împuternicirea de a profeții. Ceea ce nu știuseră cu câteva momente înainte, a fost făcută posibilă numai prin Duhul lui Dumnezeu. Este cu neputință ca un credincios să proclame cu autoritate tainele lui Dumnezeu, fără să îi cunoască mai întâi Duhul. Vezi 1 Corinteni, capitolul 2. Sunt atât de recunoscător pentru faptul că nu sunt nevoit să predic niciodată fără împuternicirea Duhului Divin. Prin propria putere nu sunt un orator prea grozav și nici un scriitor nemaipomenit. Am fost atât de slab la limba engleză încât am căzut examenul de admitere la colegiu cu un punctaj de 370 din 800. Nimeni nu știe mai bine decât mine că sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu și prin împuternicirea Duhului Său. Fără împuternicirea aceasta, nu aș putea scrie carte de față. Duhul Sfânt este sursa abilității și a tăriei mele. Fără El, mi-ar fi cu neputință să duc la îndeplinire sarcina care mi-a fost dată în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel prin intermediul căruia se manifestă harul lui Dumnezeu față de mine. A încetat vorbirea în limbi? Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. 1 Corinteni 13, versetele 8, 9 și 10. Acum, după ce am analizat relatările privitoare la umplerea cu Duhul Sfânt consemnate în Cartea Fapte, aș vrea să răspundem la o întrebare pe care s-ar putea să o aibă mulți dintre voi. Aud adesea oameni care afirmă că vorbirea în limbi a încetat. În general, ei citează ca argument pasajul de mai sus din 1 Corinteni 13. Cei care susțin ideea aceasta cred că Pavel se referea la Scriptură ca la ceea ce este desăvârșit atunci când a spus: când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși.
Logica după care se călăuzesc ei este aceasta. Acum că a venit ce este desăvârșit, adică Biblia, vorbirea în limbi a încetat. Este important să examinăm cu atenție acest pasaj pentru a stabili despre ce anume vorbea Pavel. Când ținem seama de contextul acestui pasaj, este lămurit că explicația de mai sus nu stă în picioare. Dacă vorbirea în limbi a încetat, atunci cunoștința și prorocia ar trebui să fie avut aceeași soartă. Au încetat cunoștința și prorocia? Cu siguranță că nu. Atunci, la ce se referea Pavel când folosea expresia ce este desăvârșit? Răspunsul se găsește în versetul 12. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci când va veni ce este desăvârșit, adică vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Pavel descrie întâlnirea față în față cu Iisus. Iată-le ce făcea el trimitere prin cuvintele ce este desăvârșit, la cunoașterea deplină a lui Iisus în slava sa. Avem noi parte în prezent de o asemenea întâlnire cu Iisus? Îl privim noi înconjurat de gloria sa? În timpul vieții de pe pământ, experiențele noastre cu Iisus seamănă cu imaginea pe care o întrezărim într-o oglindă întunecoasă. Însă în veacul viitor îl vom cunoaște pe Iisus așa cum ne cunoaște El pe noi. Această experiență a intimității profunde cu Iisus este semnul că a sosit ce este desăvârșit. Deși călătoria spre ținta aceasta începe de pe pământ, ea nu se va sfârși până când îl vom vedea față în față în veșnicie. Patru tipuri de vorbire în limbi. Altă întrebare care mi se pune deseori este aceasta. John, de ce apare în 1 Corinteni 12:30 întrebarea toți vorbesc în alte limbi? Nu înseamnă ea că nu toți vorbesc în alte limbi? Ba da. Cu toate acestea, în pasajul amintit, Pavel se referă la un anumit tip de vorbire în limbi. Acest tip de vorbire în limbi nu se manifestă în viața tuturor credincioșilor. Pentru a înțelege despre ce este vorba, trebuie să analizăm cele patru tipuri diferite de vorbire în limbi care sunt menționate în Noul Testament. De dragul discuției noastre, mă voi referi la aceste tipuri de vorbire în limbi ca la unele destinate folosirii publice sau personale. Două dintre ele sunt date pentru slujirea publică. Prin termenul publică, am în vedere faptul că ele implică un credincios care slujește prin Duhul altuia sau unui grup întreg. Prin contrast, cele două tipuri personale de vorbire în limbi ne pun în legătură pe noi, la nivel individual, direct cu Duhul lui Dumnezeu, fie prin sporirea intimității noastre cu El, fie prin faptul că ne ajută să mijlocim potrivit cu înțelegerea desăvârșită pe care o are El cu privire la o situație anume. Să ne oprim pe rând asupra fiecăruia dintre ele. 1. Vorbirea în limbi ca semn pentru necredincioși. Primul tip de vorbire în limbi este destinat folosirii publice. Citez, prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. 1 Corinteni 14:22. Acest fel de vorbire în limbi apare când Duhul Sfânt transcede intelectul nostru și ne dă abilitatea de a vorbi în altă limbă pământească, și anume una pe care noi nu o putem vorbi în urma asimilării ei prin experiența sau educația de care am avut parte. Acesta este tipul de vorbire în limbi care s-a manifestat prin intermediul ucenicilor în ziua cincizecimii. Citez, și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori de Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Versetele 5 la 11. Iudeii aceștia i-au auzit pe credincioși vorbind în limba maternă a fiecăruia dintre ei. Această demonstrație constituia un semn al faptului că Dumnezeu lucra printre cei care credeau Evanghelia lui Iisus, fiindcă era cu neputință ca niște galileeni neînvățați să vestească în mod desăvârșit minunile lui Dumnezeu în atât de multe limbi. Mulți oameni au ajuns să-L cunoască pe Iisus datorită acestei exprimări a puterii Duhului Sfânt. Cu câțiva ani în urmă predicam la o biserică din Colorado Springs. În timpul serviciului, o femeie care făcea parte din echipa organizației noastre ședea în partea din spate a bisericii. Pe tot parcursul predicii mele, a simțit imboldul de a se ruga încetişor în alte limbi.
La încheierea serviciului, un domn care stătea în fața ei a venit și i-a zis: franceza ta e perfectă, ai chiar accentul specific unui dialect francez străvechi. Eu sunt profesor de franceză, dar nu am întâlnit niciodată pe cineva care să vorbească limba aceasta atât de bine ca tine. Femeia, care făcea parte din echipa noastră, i-a răspuns: dar eu nu vorbesc franceza. Omul a rămas șocat. El a zis apoi: nu doar că ai vorbit o franceză fără cusur, dar ai și citat pasaje din Scriptură în limba aceasta, iar John spunea apoi congregației să deschidă Biblia la aceleași pasaje. Tu le-ai citat înainte ca el să le menționeze. Experiența aceasta a constituit un semn pentru omul acela, întărind mesajul pe care Dumnezeu îl transmisese prin mine. Scopul principal al vorbirii în limbi, ca semn, este de a capta atenția unui om care încă nu a devenit credincios. 2. Vorbirea în limbi care trebuie tălmăcită. Al doilea tip de vorbire în limbi este destinat tot slujirii publice. Spre deosebire de vorbirea în limbi ca semn, acesta din urmă este reprezentată de limbi cerești care nu se vorbesc nicăieri pe pământ. Vorbirea în limbi care trebuie tălmăcită este cea la care se referea Pavel ca fiind un dar spiritual când a spus: altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. 1 Corinteni 12:10. Întrucât limbile acestea nu sunt unele pământești, ele trebuie să fie tălmăcite. Cu ani în urmă mă pregăteam să predic într-o biserică din Singapore. Dintr-o dată, un om a început să vorbească în timpul serviciului într-o limbă necunoscută. Am știut de îndată că nu era o limbă pământească, ci una cerească. Toți cei din încăpere au rămas uimiți de această manifestare a Duhului Sfânt. După ce omul a sfârșit de vorbit în limba aceea cerească, a și tălmăcit ce le spuse. Tălmăcirea întărea întocmai mesajul pe care îl dăduse Dumnezeu prin mine bisericii. Mi-am zis: Doamne, îți mulțumesc atât de mult pentru această confirmare uimitoare. Dumnezeu a folosit acest dar al vorbirii în limbi, urmat de interpretare, pentru a întări cuvântul pe care El mi-l pusese în inimă. A fost un semn pentru mine și pentru toți cei prezenți. În cazul acestui fel de vorbire în limbi, termenul potrivit este cel de interpretare, nu de tălmăcire. Limbile cerești, în care se exprimă 3 dintre cele 4 tipuri de vorbire în limbi din Noul Testament, nu pot fi traduse, fiindcă ele depășesc înțelegerea noastră omenească, însă pot fi interpretate. Orice expresie a vorbirii în limbi care intră în categoria aceasta a vorbirii în limbi menite să fie tălmăcite, ar trebui să fie însoțită întotdeauna de o interpretare. În absența ei, biserica nu poate fi zidită, iar felul acesta de vorbire în limbi a fost dat exclusiv pentru edificarea bisericii. Vezi 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 14. Acesta este tipul de vorbire în limbi la care se referea Pavel când întreba: toți vorbesc în alte limbi? Să privim acum versetul în context. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? 1 Corinteni 12, versetele 28-30. Pavel vorbește despre darurile publice pe care le-a rânduit Dumnezeu în vederea slujirii în biserică. Toți sunt apostoli? Nu. Toți sunt profeți? Nu. Toți sunt învățători? Nu. Toți vorbesc în alte limbi sau toți tălmăcesc vorbirea în limbi ca slujire publică? Nu. Ideea pe care o evidențiază Pavel este că noi toți ar trebui să ne dezvoltăm în ce privește darul specific pe care l-a lăsat Dumnezeu în viața noastră. Nu toți credincioșii din biserică vor sluji în domeniul vorbirii în limbi ca lucrare publică. Diferența dintre cele două tipuri de vorbire publică în limbi. În prima parte a epistolei către Corinteni, Pavel explică diferența dintre cele două tipuri de vorbire publică în limbi. Prin urmare, limbile, adică vorbirea în limbi ca semn, sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Deci dacă s-ar aduna toată biserica în un loc și toți ar vorbi în alte limbi, adică în limbi menite a fi tălmăcite, și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? 1 Corinteni 14, versetele 22 și 23. Dacă nu înțelegeți că există două tipuri diferite de vorbire în limbi, s-ar putea să credeți că Pavel se contrazicea singur scriind cuvintele acestea. Mai întâi a afirmat că limbile sunt un semn pentru cei necredincioși, pentru ca în versetul următor să spună că dacă toți ar vorbi în alte limbi, necredincioșii ar crede că și-au ieșit din minți. Însă când înțelegem că există tipuri diferite de vorbire în limbi, ne dăm seama că apostolul vorbește în pasajul citat despre două categorii distincte. Primul tip de vorbire în limbi menționat de Pavel, vorbirea în limbi ca semn,
Este cel care îi atrage pe necredincioși, slujind ca semn pentru aceștia. Al doilea tip de vorbire în limbi, cel care trebuie urmat de tălmăcire, este rânduit numai pentru zidirea bisericii, nefiind un semn pentru necredincioși. De fapt, Pavel afirma că în absența interpretării, vorbirea în limbi de acest fel îi face pe necredincioși să ne creadă nebuni. Vă puteți închipui serviciul de duminică dimineața al unei biserici în care toată lumea ar predica, ar da învățătură și ar profeți în același timp? O asemenea manifestare ar fi bizară și lipsită de eficiență. Pavel sfătuia biserica să nu creeze un mediu dominat de confuzie prin folosirea necorespunzătoare a acelui tip de vorbire în limbi care trebuie urmată de tălmăcire. Într-un cadru nepotrivit, această exprimare a vorbirii în limbi devine haotică și fără sens. Apostolul arăta mai devreme în același capitol că vorbirea în limbi nu trebuie să dea naștere confuziei, ci să aducă lumină și descoperire. Citez: mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. 1 Corinteni 14, versetele 18 și 19. Lucrurile sunt destul de simple. Dacă se folosește vorbirea publică în limbi, ea trebuie tălmăcită pentru folosul celor prezenți. Adminteri, e mai bine să comunicăm într-o limbă cunoscută. 3. Vorbirea în limbi pentru timpul personal de rugăciune. Citez: fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. 1 Corinteni 14, versetele 14 și 15. Primele două tipuri de vorbire în limbi analizate deja sunt rânduite pentru a se manifesta în public și comunică un mesaj adresat de Dumnezeu oamenilor. Vorbirea în limbi ca semn are rolul de a atinge inima necredincioșilor. Cea care trebuie urmată de tălmăcire are menirea de a sluji credincioșilor. În versetele de mai sus, Pavel prezintă al treilea tip de vorbire în limbi, cel destinat timpului personal de rugăciune. Apostolul nu se mai referă la slujirea publică, ci dă învățătură despre vorbirea în limbi care a fost rânduită pentru scopuri personale. Această formă de vorbire în limbi are rolul de a contribui la edificarea personală și la dezvoltarea vieții de rugăciune a credinciosului. Pavel afirmă în mod specific faptul că putem să ne rugăm cu mintea, adică în limba noastră maternă, sau ne putem ruga cu Duhul, respectiv într-o limbă necunoscută nouă, o limbă cerească. Apostolul mai arată că putem cânta, ne putem închina în oricare dintre cele două moduri. Mai devreme, la începutul capitolului 14 din 1 Corinteni, citim următoarele: în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Versetul 2. Știm că această manifestare a Duhului nu se putea referi la vorbirea în limbi ca semn, fiindcă în ziua cincizecimii ucenicii se adresau oamenilor vestind în limbi străine lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Pavel nu putea avea în vedere nici vorbirea în limbi urmată de interpretare, fiindcă darul acesta se referă la un credincios care se adresează bisericii într-o limbă cerească, o limbă care are nevoie de tălmăcire. Pavel vorbește aici în mod specific despre o persoană care în Duhul ei nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi destinată timpului personal de rugăciune constituie o interacțiune intimă între Dumnezeu și cel ce se roagă. Scopul ei este de a-L întări pe credinciosul acela. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, Iuda 20 și 21. Observați că, potrivit apostolului Iuda, atunci când ne rugăm prin Duhul Sfânt, adică în limbi, ne zidim pe noi înșine. Însă când vorbim în limbi care trebuie tălmăcite, adresându-ne credincioșilor din biserică, noi zidim trupul lui Hristos, vezi Corinteni 14:5. Dumnezeu dorește ambele manifestări, fiecare fiind importantă. Mulți credincioși se întreabă: se poate să fiu umplut cu Duhul Sfânt, dar să nu vorbesc în limbi? Da, cred că o persoană poate fi umplută cu Duhul lui Dumnezeu și să nu vorbească în alte limbi. Însă aș mai adăuga faptul că orice om care a fost umplut cu Duhul Sfânt are abilitatea de a se ruga în limbi. Mulți credincioși nu folosesc darul acesta pentru că nu și l-au însușit prin credință. Orice dar al lui Dumnezeu este primit și activat prin credință. Gândiți-vă la ilustrația următoare. Doi oameni pășesc în albia unui râu. Unul alege să stea nemișcat și să lase apa să curgă pe lângă el. Celălalt se relaxează și se lasă purtat de șuvoiul de apă al râului. Și cel care stă neclintit în râu și cel care se lasă purtat de curent se găsesc în apă, însă numai cel din urmă poate urma cursul apei acolo unde îl duce aceasta. Cel care se roagă în limbi
poate fi asemănat cu cel care se lasă dus de curentul apei. Un credincios care nu se roagă încă în limbi se găsește și el în apă, însă nu s-a lăsat purtat de curentul ei. Dacă vreți să aflați mai multe despre modul în care vă puteți lăsa pe mâna Duhului Sfânt, vom discuta subiectul acesta în capitolul următor. Comuniunea cu Duhul Sfânt este una dintre multele binecuvântări puse la dispoziția noastră prin moartea și prin învierea lui Iisus. Însă experiența comuniunii depline cu El nu survine în mod automat din momentul în care am fost mântuiți. Din păcate, mulți credincioși nu ajung să se bucure de unele aspecte ale darului mântuirii. Este foarte important să căutăm tot ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. O parte nespus de însemnată a călătoriei noastre în Hristos este descoperirea a tot ce dorește El să ne ofere în urma jertfei sale. După cum arătam mai devreme, Duhul Sfânt este Cel care ne împuternicește și ne înzestrează cu tot ce avem nevoie pentru a îndeplini sarcinele care ne revin în Împărăția Cerurilor. Dacă lăsăm deoparte darurile puse la dispoziția noastră de Duhul Sfânt, ne lipsim atât de intimitatea mai profundă cu Dumnezeu, cât și de o parte a puterii necesare pentru a-L sluji cum se cuvine. 4. Vorbirea în limbi destinată mijlocirii. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este nesuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Romani 8, 26 și 27. Pavel începe acest pasaj spunând că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. La ce slăbiciune se referă apostolul? Iată răspunsul: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Mai simplu spus, slăbiciunea noastră stă în faptul că avem o înțelegere limitată cu privire la ce se petrece în lume. De aceea există situații în care nu știm cum să ne rugăm. Însă atunci când ne bizuim pe Duhul Sfânt și mijlocim prin El, care cunoaște toate lucrurile, Duhul se roagă prin noi potrivit cu voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Când eram la facultate, am condus un studiu biblic care se adresa studenților, băieți și fete, din diferite grupări studențești din campusul Universității Purdue. La studiu participau în jur de 60 de studenți. Unii dintre ei nu frecventaseră niciodată vreo biserică, iar alții proveneau din diferite denominații. Una dintre fetele care veneau la studiu crescuse într-o biserică unde fusese învățată că vorbirea în limbi încetase. După ce m-a auzit într-o seară dând învățătură despre Duhul Sfânt, și-a dat seama că vorbirea în limbi iese și pentru zilele noastre și că adevărul acesta se regăsea în Scriptură. În aceeași seară a fost umplută cu Duhul Sfânt. A doua zi am fost trezit de un telefon pe la 6:30 dimineață, adică mult mai devreme decât îmi doream eu, student fiind, să mă ridic din pat. Eram chemat să stau de vorbă cu fata care venise la studiu biblic, al cărei cămin era peste drum de al meu. M-am târât din pat și am trecut strada spre locul unde mă aștepta. Eram pe jumătate adormit și puțin iritat de telefonul acela matinal. Pe de altă parte, ea era în al nouălea cer. Am întrebat-o ce se întâmplă. Ea mi-a răspuns: Dumnezeu m-a trezit la ora 5. Am simțit imboldul de a mă ruga în limbi, așa că am început să mă rog. Parcă aș fi mijlocit. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate de ce mă rugam cu atâta ardoare în limbi. Domnul mi-a spus: te rogi și mijlocești pentru viața unui om înaintat în vârstă. Așa că am continuat să mă rog în alte limbi. Apoi la ora 6, colega mea de cameră a primit de urgență un telefon prin care a aflat că bunicul ei suferise un atac de cord și că fusese dus la spital, unde medicii au reușit să-i salveze viața. Tânăra a continuat: Duhul Sfânt mi-a vorbit și mi-a spus, pentru El te rugai. Iată un exemplu foarte bun de vorbire în limbi destinată mijlocirii. Fata despre care vă spuneam nu avea idee că viața celui om era în pericol, însă Duhul Sfânt știa. Dacă ea s-ar fi putut ruga numai cu mintea, a cărei înțelegere este limitată, nu ar fi avut cum să mijlocească pentru el. Mama mea locuiește în Florida, astfel că nu știu în detaliu cum decurge viața ei. Nu știu nici cum îi merge surorii mele în California. Însă Duhul Sfânt cunoaște voia desăvârșită a lui pentru fiecare dintre ele și El va mijloci prin mine atunci când primesc să conlucrăm în rugăciune. Duhul Sfânt cercetează și cunoaște toate lucrurile. Avem parte de o pace nespusă atunci când suntem conștienți de faptul că îngăduim Duhului Sfânt să se roage prin noi. Lămuriri privitoare la vorbirea personală în limbi. Este important să menționăm o excepție legată de cele două tipuri de vorbire în limbi pe care le-am calificat drept personale. Există situații în care un grup alcătuit numai din credincioși umpluți cu Duhul Sfânt se roagă împreună în alte limbi. În astfel de cazuri, este nimerit ca ei să se roage cu toții în Duhul, însă în alte împrejurări, când credincioșii se află într-un cadru mai larg, trebuie să se abțină de la vorbirea în alte limbi. Iată ce spunea Pavel: deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc
și toți ar vorbi în alte limbi. Și ar intra și de cei fără daruri, adică în necunoștință de cauză despre vorbirea în limbi, sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? 1 Corinteni 14 cu 23. În pasajul acesta sunt identificate două grupuri. Pavel îi menționează pe necredincioși, adică pe cei care nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn al lor și care nu sunt la credință. Al doilea grup este alcătuit din credincioși, care nu au fost însă învățați despre vorbirea în Duhul. O persoană care aparține oricăruia dintre cele două grupuri nu s-ar simți în largul ei într-o atmosferă în care alții se roagă împreună în alte limbi și ar putea ajunge să creadă că aceștia și-au pierdut mințile. Am avut ocazia, din păcate, să particip în una sau două împrejurări la serviciile de închinare de duminica dimineața ale unor biserici unde mulți credincioși se rugau deodată cu glas tare în alte limbi, încurajați fiind de liderii lor. De fapt, în trecut am procedat și eu așa din pricina înțelegerii limitate asupra subiectului. După toate probabilitățile, în serviciile acestea erau prezenți și vizitatori ai bisericii, mulți dintre ei intrând în categoria celor neavizați sau necredincioși. Se prea poate ca ei să-și fi spus, oare oamenii aceștia și-au ieșit din minți? Am observat că aceste biserici întâmpină dificultăți când vine vorba să crească și să aibă o influență pozitivă în comunitatea lor. Să fie oare din pricină că nu urmează sfatul plin de înțelepciune din 1 Corinteni 14 cu 23? Cred că dacă ele vor continua astfel, vizitatorii neavizați și necredincioși care le-au trecut pragul nu se vor mai întoarce și a doua oară. Pe de altă parte, uneori o biserică organizează o întâlnire de rugăciune pentru credincioșii ei. Să spunem că într-o dimineață de sâmbătă sau într-o seară de luni. În astfel de întâlniri, toți participanții sunt avizați și credincioși. Atunci este cât se poate de nimerit ca toți cei prezenți să se roage în limbi dacă s-au strâns ca să slujească Domnului mijlocind. Rezumând discuția de până acum, Pavel nu spunea că nu există în niciun context timpul și locul potrivit pentru un grup de credincioși să se strângă la oaltă și să vorbească fiecare în limba lui personală de rugăciune. Apostolul arăta doar că într-un context public, în care în mijlocul nostru sunt prezenți și oameni necredincioși sau neavizați, modul nostru de manifestare a vorbirii în limbi trebuie să fie adecvat situației în care ne găsim. Dorința lui Dumnezeu pentru voi. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. 1 Corinteni 14, versetele 39 și 40. Pavel știa că biserica avea să folosească în mod greșit darul uimitor al vorbirii în limbi. De aceea i-a îndemnat pe credincioși. Folosiți tipul potrivit de vorbire în limbi pentru contextul potrivit și nu împiedicați vorbirea în alte limbi doar pentru că unii credincioși au întrebuințat în mod greșit acest dar extraordinar al Duhului Sfânt. Din păcate, biserica este neștiutoare cu privire la multe dintre lucrurile Duhului. Adevărul acesta este tragic, întrucât Duhul Sfânt este Cel care a fost trimis pentru a împuternici biserica. Dumnezeu a ales biserica sa drept mijlocul prin care să se extindă împărăția lui. Dacă nu ne trezim și nu înțelegem puterea care decurge din poziția pe care o avem în Hristos, nu ne vom deosebi cu nimic de un rege care refuză să exercite puterea pe care i-o conferă tronul. Câți credincioși trec oare pe lângă aceste daruri minunate ale Duhului Sfânt, pentru că sunt încredințați că vorbirea în limbi a încetat? Dorința inimii lui Dumnezeu este clară. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Poate că unii vor protesta spunând cuvintele acestea sunt ale lui Pavel, nu ale lui Dumnezeu, însă întreaga Scriptură l-are ca autor pe Dumnezeu care a inspirat-o, iar versetul acesta nu constituie o excepție. Nu uitați că darul vorbirii în limbi constituie un aspect esențial al împuternicirii Duhului Sfânt și totodată o parte frumoasă a relației noastre strânse cu Dumnezeu. Speranța mea în ce vă privește coincide cu Apostolul Pavel. Mă rog să primiți darul acesta deosebit și să creșteți în ce privește puterea și prezența Duhului Sfânt în fiecare zi a vieții voastre. Capitolul al 5-lea. Vorbirea Duhului. Dacă lăudați și vorbiți în limbi, Dumnezeu vă înțelege, căci împărtășiți lucruri intime numai între voi și El. 1 Corinteni 14,2 în traducerea The Message. Îmi place modul în care surprinde traducerea The Message întâlnirea aceasta personală dintre noi și Dumnezeu. Expresia aceasta a vorbirii în limbi constituie o interacțiune profundă care are loc numai între voi și El, între voi și Dumnezeu. În ultimul capitol am privit la cele 4 tipuri de vorbire în limbi identificate în Noul Testament. Cea care constituie un semn pentru necredincioși, vorbirea în limbi care trebuie urmată de tălmăcire în biserică, vorbirea în limbi destinată rugăciunii personale și cea care are în vedere mijlocirea.
Primele două sunt pentru folosirea în lucrarea publică, atunci când sunt prezente două sau mai multe persoane, pe când ultimele două au menirea de a fi întrebuințate numai în cadrul relației personale a credinciosului cu Dumnezeu. În capitolul de față vom analiza în continuare funcțiile și natura interacțiunii noastre personale cu Duhul lui Dumnezeu, care poate include atât vorbirea în limbi, cât și rugăciunea făcută cu mintea. Aceste două expresii puse la oaltă alcătuiesc vorbirea Duhului. Menționez din nou următoarea clarificare. Când etichetez aceste expresii ale vorbirii în limbi drept personale, nu mă refer la faptul că ele pot fi folosite numai când credinciosul este singur, ci la acela că sunt întrebuințate dând dovadă de sensibilitate față de prezența celor pe care Scriptura îi numește necredincioși sau neavizați. Expresiile amintite pot apărea atunci când un om este singur sau în companie altor credincioși care înțeleg această manifestare a Duhului Sfânt. O ilustrație potrivită este cea a anumitor discuții personale pe care le port în mijlocul familiei mele, însă nu și în fața unor oameni pe care i-am cunoscut de curând, fiindcă aceștia din urmă nu ar înțelege despre ce vorbesc. Pentru mai multe detalii, citiți 1 Corinteni 14, versetele 22-25. Observați faptul că Pavel se referă în 1 Corinteni 14 cu 2 la folosirea vorbirii în limbi ca la una de natură personală. Din păcate, multe ramuri ale bisericii au înțeles greșit sau au respins cu totul darul minunat al vorbirii personale în limbi, pentru că nu și-au dat seama că intimitatea presupune folosirea timpului și a locului potrivit. În cazul unui cuplu, există un timp și un loc potrivit savurării intimității. Este timpul acesta înainte de căsătorie? Nu. Se găsește locul acesta într-un spațiu public? Fără îndoială că nu. Ceea ce este frumos și rânduit de Dumnezeu într-un anumit context poate fi deranjant și nepotrivit în altul. Dumnezeu a dorit ca intimitatea sexuală să se desfășoare într-un cadru retras, doar între cei doi și numai după rostirea jurămintelor de căsătorie. Tot astfel, unele tipuri de vorbire în limbi ar trebui să-și găsească exprimarea numai într-un cadru intim, dat fiind faptul că aceasta a fost menirea lor. Adevărata expresie a intimității spirituale, ca și cea a intimității fizice, este plasată într-o vreme și într-un loc specific. Ar trebui să aleagă creștinii abstinența numai pentru că omenirea a pervertit planul pe care l-a avut Dumnezeu de la bun început cu privire la relațiile intime? De bună seamă că nu. Tot astfel, nu putem ignora sau disprețui darul vorbirii în alte limbi. Știu că mulți dintre credincioșii aflați în felurite biserici au fost martorii întrebuințării greșite și ai abuzurilor în ce privește unele aspecte ale darurilor vorbirii în alte limbi. Cu toate acestea, nu trebuie să refuzăm să mai dăm învățătură trupului lui Hristos în legătură cu darul acesta, numai fiindcă unii l-au înțeles sau l-au folosit în mod greșit. Iată de ce în capitolul de față aș vrea să analizăm natura intimă a vorbirii noastre cerești și să vă dau o mână de ajutor pentru a înțelege mai bine scopul și însemnătatea acesteia în viața noastră. Nu uitați, Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Când vă abandonați înțelepciunii cuvântului divin, Duhul Sfânt vă va descoperi tot adevărul. Opriți-vă câteva clipe și invitați-L să ia parte la aceste momente. Rugați-L să îndepărteze din mintea voastră orice idei sau convingeri preconcepute care contravin cuvântului lui Dumnezeu. Nu veți putea experimenta niciodată plinătatea lui Dumnezeu dacă îngăduiți înțelegerii voastre finite, limitate, să definească și să limiteze măreția Lui infinită. Președintele și Împăratul. În calitate de cetățean al Statelor Unite, aș fi onorat să primesc o invitație la cină din partea președintelui țării. Acesta este unul dintre oamenii cei mai puternici și mai informați de pe fața pământului. Având în vedere numeroasele agenții și servicii secrete care stau la dispoziție, sunt foarte puține informații pe care să nu le poată obține. Cunoștințele președintelui cu privire la treburile statului le întrec cu mult pe ale mele. El este comandantul suprem al forțelor armate, pe când eu sunt un cetățean oarecare, fără nicio funcție în aparatul de stat. Prin urmare, când am stat de vorbă despre starea națiunii, președintele ar trebui să coboare la nivelul meu de înțelegere. Altminteri, nu aș putea interacționa cu el, întrucât o comunicare de succes necesită un limbaj comun. În mod asemănător, atunci când stau de vorbă cu împăratul Universului, este cu neputință să comunic cu el la nivelul lui.
Dacă președintele Statelor Unite știe foarte multe despre situația țării noastre, Dumnezeu cunoaște totul. Nimic nu îi este ascuns. Când mă rog lui Dumnezeu cu mintea mea, sunt limitat la ceea ce văd și cunosc. Dumnezeu nu s-a mulțumit cu acest nivel limitat de intimitate cu copiii săi, de aceea a făcut posibilă comunicarea noastră cu El la nivelul său. El a făcut aceasta prin darul Duhului Sfânt, ca și cum ar fi spus: nu doresc doar să comunic cu copiii mei la un nivel aflat cu mult sub cel al cunoașterii, înțelegerii și înțelepciunii mele. Vreau ca ei să aibă abilitatea de a avea o părtășie profundă cu mine. Prin urmare, le voi da copiilor mei un ajutor, Duhul meu. Prezența și părtășia Duhului Sfânt ne oferă posibilitatea de a ne bucura de intimitatea profundă cu Creatorul nostru. Voia și căile lui Dumnezeu întrec înțelegerea noastră limitată. Dar atunci când ne rugăm în Duhul, nu o facem potrivit cu propria înțelegere, ci ne rugăm conform voiei Duhului Sfânt. Ați reținut ideea? Când ne rugăm în Duhul, ne rugăm potrivit voii desăvârșite a lui Dumnezeu. Limbajul războiului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6:12. Uneori uităm cu ușurință că Satan a declarat un război pe viață și pe moarte întregii omeniri. Strategia lui a fost întotdeauna aceea de a ne despărți de Creatorul nostru, de Cel care este însăși sursa vieții noastre. Dar Dumnezeu cunoaște și retlicurile vrășmașului. În înțelepciunea sa infinită, Dumnezeu a pus la cale un plan tainic pentru a-l dejuca pe cel al Satanei. Pavel a descris în 1 Corinteni 2:7-8 unealta aceasta: noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Pavel descrie puterea crucii, o taină ținută ascunsă până atunci, care a fost descoperită după ce Iisus a murit și a înviat. Jertfa lui de pe cruce ne-a dat posibilitatea de a intra într-o relație strânsă cu Dumnezeu, zdrobind astfel planurile ticluite de mult de vrăjmașul nostru. Planul lui Dumnezeu privitor la cruce nu este singura taină care a fost ținută ascunsă de cârmuitorii viacului. Sunt multe aspecte ale înțelepciunii lui Dumnezeu, ale cuvântului său, care au fost ținute ascunse și care pot fi descoperite și înțelese prin Duhul Sfânt. Nouă, credincioșilor, ne-a fost dat să cunoaștem tainele acestea prin comuniunea cu Duhul Sfânt. După cum menționam mai devreme în cartea aceasta, Dumnezeu nu s-a mulțumit doar să ne mântuiască. El ne-a așezat totodată în Hristos și ne-a încredințat autoritatea și puterea asupra celuiași dușman care a fost vreme îndelungată chinuitorul sufletelor noastre. Noi suntem acum moștenitori și războinici în împărăția lui Dumnezeu, iar scopul nostru este de a contribui la înaintarea cauzei lui Hristos. În înțelepciunea lui, Dumnezeu a prevăzut o cale prin care să poată comunica în taină planul său de săvârșit acelora dintre noi care luptă pentru cauza lui. În vreme de război, militarii dezvoltă un întreg limbaj pentru a comunica în taină planuri și informații. Deseori, acestea sunt complex codificate și transmise pe frecvențe protejate. De ce? Discreția este imperativă pentru siguranța vieții celor implicați și pentru reușita operațiunilor militare. Dacă inamicul le descoperă planurile, poate pregăti un contraatac în cunoștință de cauză. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi avem acces la frecvența tainică a cerului prin Duhul Sfânt, fapt care ne îngăduie să descoperim misterele strategiei divine, fără ca vrăjmașul să afle care sunt planurile comandantului nostru. Pavel continuă astfel: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Efeseni 6:18. Există un motiv pentru care Dumnezeu ne-a poruncit să ne rugăm. Ca războinicii lui aici pe pământ, noi suntem cei care luptă împotriva forțelor întunericului. Una dintre armele noastre cele mai teribile este rugăciunea în Duhul. Ea îl ține pe vrăjmașul nostru în neștiință cu privire la planurile și la scopurile din spatele strategiilor lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu va pune în inima unei mame să înceapă să mijlocească pentru fiul ei. S-ar putea ca ea să nu aibă idee ce se petrece în viața lui,
dar știe că trebuie să înceapă să se roage grație imboldului Duhului Sfânt. În timp ce mijlocește într-o limbă cerească, ea poruncește pe tărâmul spiritual și rugăciunea ei oglindește voia desăvârșită a lui Dumnezeu pentru fiul ei. Iată de ce ni se spune, fă război cu chibzuință, Proverbe 20:18. Limba cerească pe care o vorbim întrece înțelegerea noastră și nu este limitată la spațiu și la timp. Când ne rugăm în Duhul, nu ne mai bizuim pe propria noastră înțelegere, ci pe întinderea infinită a înțelepciunii divine. Aceasta este unul dintre numeroasele motive pentru care Pavel spunea că și-ar dori ca toți credincioșii să vorbească în limbi. Limba noastră cerească nu poate fi descifrată de Satana, fiindcă reprezintă o interacțiune intimă între Dumnezeu și copiii săi. Prin urmare, rugăciunea limbii este foarte eficientă în zădărnicirea planurilor puse la cale de cel rău împotriva noastră și a celorlalți credincioși. Citez, iată că v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului, Luca 10:19. Noi credincioșii am fost înzestrați pentru a contribui la extinderea cu puterea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Vezi Matei 11:12. Biserica reprezintă trupul lui Hristos de pe pământ. După cum am arătat mai devreme, Iisus nu mai locuiește fizic în lumea noastră. Noi suntem ambasadorii și războinicii împărăției lui Dumnezeu, cei care poartă și exercită puterea lui transformatoare față de oamenii care au nevoie de restaurare, de eliberare și de răscumpărare. Însă, fără împuternicirea Duhului Sfânt, noi nu ne putem îndeplini rolul de trup al lui Hristos față de lumea pierdută și cufundată în pierzare. Satana și cohortele sale nu se tem de voi, dar sunt îngroziți de ceea ce sunteți voi în Hristos și de puterea pe care o exercitați ca fii și fiice ale celui preanalt. Limbajul intimității. Soția mea și cu mine am petrecut suficient timp alături pentru a ne dezvolta propriul nostru limbaj. E de ajuns să spun A-I-I-D și soția mea știe despre ce vorbesc. Pe vremea când ne-am căsătorit noi, mai toate lucrările creștine nou începute aveau un nume din care nu lipseau cuvintele acțiune internațională. Așa că eu și Lisa am hotărât să înființăm în glumă acțiunea internațională Iepurașul Drăgăstos. Era suficient să ne privim unul pe altul și să spunem A-I-I-D și amândoi știam că era momentul pentru o îmbrățișare și un sărut. Oricine altcineva ne auzea probabil că se întreba, despre ce vorbesc ei oare? Era un limbaj caragios, dar era unul intim, cunoscut numai de Lisa și de mine. Iată doar un exemplu dintre multele metode de comunicare intimă pe care le-am dezvoltat între noi. În mod asemănător, rugăciunea în limba noastră cerească ne împuternicește să comunicăm în mod intim cu Dumnezeu. Poate că unii vor spune, dar John, eu nu înțeleg ce mă rog. Nu spune chiar și Biblia, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod? Într-adevăr, așa este. Dar de aceea afirmă versetul anterior, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Versetul 13. Când mă rog sau am comuniune cu Dumnezeu în limbi, îl rog să-mi dea și tălmăcirea rugăciunilor mele. Știți care este urmarea? Din Duhul meu se revarsă felurite idei, înțelepciune și descoperiri. Modul cel mai bun în care pot descrie fenomenul acesta este că percepțiile acelea ies la suprafață asemeni unor bule de aer cărora li s-a dat drumul de pe fundul mării. Ele sunt eliberate din adâncul omului meu lăuntric și ajung la suprafață, la nivelul minții sau al înțelegerii mele. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Când ajung la un verset despre care zic, nu-l înțeleg, spun, Duhule Sfinte, învață-mă Tu, apoi încep să mă rog în limbi. Descoperirea nu vine neapărat de îndată. De obicei am parte de ea mai târziu, în timp ce fac altceva. Conduc mașina, fac duș, pur și simplu mă relaxez sau joc golf. Dintr-o dată mă luminez. Revelațiile acelea sunt rezultatul intimității cu Duhul Sfânt de mai înainte, fiindcă am cerut iluminarea sa. Dumnezeu își descoperă tainele celor umili atunci când ne smerim, când cerem călăuzirea Duhului Său. Atunci vom avea parte de o intimitate mai profundă cu El și vom primi o revelație spirituală mai mare. La fel se întâmplă și în cazul puterii spirituale. Pavel a scris următoarele cuvinte care au fost transmise direct de Duhul lui Dumnezeu. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros
cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni 12:9. Harul lui Dumnezeu, reprezentat de puterea lui, este revărsat tot peste cei smeriți, care își cunosc slăbiciunea, asemenea lui Pavel. O măsură mai mare a puterii lui Dumnezeu se va odihni peste voi atunci când vă smeriți și vă lăsați în mâna înțelepciunii infinite a Duhului Său. Și acesta este un rezultat secundar al intimității cu Duhul Sfânt. Societatea noastră occidentală este orientată spre rezultate. Deseori, dacă nu vedem rezultate rapide în urma eforturilor sau investițiilor făcute, hotărârea noastră slăbește. Trebuie să înțelegem însă că atunci când ne rugăm în Duhul, investim în viitor. Uneori durează o vreme până când revelația iese la suprafață, la nivelul înțelegerii noastre. Rugăciunea în Duhul necesită credință, fiindcă începe acolo unde se sfârșește înțelegerea noastră pământească. Ea ne pune la încercare credința și ne sporește capacitatea de a înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu. Rugăciunea făcută cu mintea. Aspectul asupra căruia se concentrează capitolul de față este rugăciunea în Duhul Sfânt. Cu toate acestea, rugăciunea făcută cu mintea este la rândul ei extrem de benefică. Pavel a arătat lămurit că ar trebui să ne rugăm deopotrivă cu mintea și cu Duhul. Citez: mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. 1 Corinteni 14:15. Când mă rog cu mintea, înțelegerea mea are parte în mod direct de zidire. Rugăciunea aceasta îmi stârnește emoțiile și pasiunea, întărind legătura dintre mine și cei pentru care mă rog, Lisa, copiii, prietenii mei, colegii de slujire, etc. Tot astfel, când vorbesc de la nivelul minții mele, proclamând măreția Tatălui Ceresc, sunt inundat de un simțământ al mulțumirii și al recunoștinței. Sunt și momente în care mă rog cu mintea, potrivit călăuzirii Duhului Sfânt. De fapt, aceasta este o altă formă a rugăciunii în Duhul. Însă de cele mai multe ori mă rog mai întâi în Duhul Sfânt și apoi Dumnezeu îmi dă tălmăcirea sau înțelegerea cu privire la ceea ce am rostit în acea rugăciune. Din gura mea se revarsă ca un șuvoi cuvinte care dau glas lucrurilor pe care le-am înțeles. Când scriu despre importanța rugăciunii făcute în Duhul Sfânt, nu caut sub nicio formă să minimalizez nevoia rugăciunii făcute cu mintea, ci sper în schimb că voi izbuti să transmit următorul adevăr. O viață sănătoasă de rugăciune include atât rugăciunea Duhul Sfânt, cât și cea făcută cu mintea. Amândouă sunt vitale vieții noastre de credincioși. Sursa vieții noastre. În Proverbe 20:27 ni se spune astfel: suflarea sau Duhul omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor. Minunele Duhului Sfânt sunt iluminate și descoperite mai întâi Duhului nostru, nu minții. De aceea, când ne rugăm în Duhul, ar trebui să credem că putem primi tălmăcirea și să o cerem. Revelația pe care o dă Duhul Sfânt Duhului nostru va ieși atunci la suprafață, ajungând la nivelul înțelegerii noastre. În Proverbe 20:5 găsim următoarea afirmație: sfaturile, adică înțelepciunea, călăuzirea, scopul, în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Prin puterea crucii Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă. Vezi Ezechiel 36:26. Acum putem scoate sfaturi. Duhul Sfânt este numit și sfătuitor. Putem scoate sfaturi din adâncul inimii noastre înnoite. Cuvintele lui Iisus din Ioan 7:38-39 confirmă faptul acesta: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Pasajul acesta ne amintește de cel din Isaia 12:3: veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Ioan arăta limpede că apa vie, despre care spunea Iisus că avea să curgă din inima noastră, este Duhul Sfânt. De ce asemăna Hristos Duhului Dumnezeu cu apa? Fiindcă apa este cea care dă viață și vitalitate. Fără ea ar înceta viața de pe pământ. Când s-a referit la Duhul Sfânt ca la apa vie, Iisus arăta că Duhul lui Dumnezeu este însăși esența vieții. Dumnezeu spune:
Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Osia 4:6. Despre ce fel de cunoștință vorbea Dumnezeu? El se referea în mod specific la cunoașterea căilor și a scopurilor sale. Uimitoarea veste bună este aceea că Dumnezeu ne-a trimis Duhul Lui ca să putem trăi plinătatea vieții de care putem avea parte când îi cunoaștem inima. Este cu neputință să îl slujim pe Dumnezeu fără să înțelegem mai întâi cine este El, după cum membrii echipei mele de slujire nu pot lucra bine pentru mine fără să ajungă mai întâi să-mi cunoască inima. Pe măsură ce citim cuvântul lui Dumnezeu și petrecem timp în rugăciune, Duhul Sfânt ne descoperă inima lui Dumnezeu. Aceasta este împuternicirea de care avem nevoie pentru a trăi o viață plină de voioșie. Neemia 8:10 spune astfel: bucuria Domnului va fi tăria voastră. Cu alte cuvinte, când ne găsim desfătarea în El, când avem parte din prospătarea Duhului Sfânt, primim putere pentru ceea ce ne stă înainte. Nu știu care este perspectiva voastră, însă eu nu doresc să trăiesc nici măcar o zi fără bucuria Lui. Tainele lui Dumnezeu. Pasajele acestea din Proverbe și din Ioan ne ajută să înțelegem că apa care izvorăște din inima noastră cuprinde tainele sau înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Am aflat de asemenea că Dumnezeu ne descoperă aceste taine prin Duhul Său. Să ne oprim acum încă o dată asupra cuvintelor lui Pavel din 1 Corinteni 2:7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică. Termenul grecesc tradus prin tainic nu înseamnă misterios ori ambigu, ci se referă la ceva ascuns care nu este manifestat pe deplin. Imaginați-vă următoarea scenă. Vă aflați într-un restaurant luxos. Bucătarul șef vine la masa voastră și vă întreabă care vă sunt preferințele culinare. Apoi pregătește o mâncare pe măsura gusturilor voastre. Când aceasta este gata, chelnerul vine și vă așează felul principal de mâncare în față. Fiind un restaurant atât de pretențios, farfuria rămâne acoperită până când vine momentul să fie dat la o parte capacul. Știți că ceea ce aveți în față este mâncarea voastră, dar farfuria vă e înconjurată de o anumită aură de mister. La vremea potrivită, chelnerul spune voila și ridică grațios capacul. Acum puteți vedea mâncarea pregătită pentru voi de bucătarul șef. Deși mâncarea s-a aflat acolo și înaintea îndepărtării capacului, când nu știați peste ce veți da în farfurie, chelnerul v-a descoperit abia apoi misterul cinei voastre. Felul de mâncare de pe masă a fost cunoscut dintotdeauna bucătarului, însă a fost ascuns de voi până când a fost ridicat capacul de pe farfurie. Prin Duhul Său, Dumnezeu dă la o parte capacul care acoperă planurile Lui ascunse, învăluite într-un mister, grație parteneriatului nostru cu Duhul Sfânt. Citez, noi propovăduim înțelepciunea Lui Dumnezeu cea tainică, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 1 Corinteni 2, versetele 7, 12 și 13. Mai târziu, Pavel a scris în aceeași epistolă, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul el spune taine. 1 Corinteni 14:2. Observați corelarea? Când vorbim în limbi, rostim tainele lui Dumnezeu. Am văzut deja că tainele acestea sunt ascunse în adâncul inimii noastre. Vezi Proverbe 20:5. Și sunt scoase de acolo când apa vie a înțelepciunii Duhului Sfânt izvorăște din lăutul nostru. Vezi Ioan 7:38 și 39. Prin urmare, rugăciunea în limbi ne zidește, fiindcă aduce la suprafață apa vie, însă și esența vieții, ca să putem înțelege povețele cele mai adânci ale Duhului Sfânt. După cum pomeneam mai devreme, au fost multe situații în care am dat peste pasaje biblice care depășeau puterea mea de înțelegere. Când mi se întâmplă aceasta, mă rog în Duhul și apoi urmează descoperirea. În timp ce scriam câte o carte, am pățit de mai multe ori să ajung dintr-o dată într-un punct mort. Mi se părea că nu mai am nimic de spus. Singurul lucru pe care îl puteam face atunci era să mă ridic din fața computerului și să mă rog în limbi. În astfel de situații mi se întâmplă deseori să fiu surprins de o nouă revelație. Ce se petrece în momentele acestea? Apa vie a Duhului lui Dumnezeu curge din inima mea.
Dacă nu aveți părtășie cu Dumnezeu, atunci anumite taine s-ar putea să rămână ascunse în continuare înțelegerii voastre naturale. O asemenea taină ar putea indica unde trebuie să mergeți, ce slujbă să alegeți, cu cine să vă căsătoriți, ce locuință să cumpărați, cum să vă rugați pentru liderii voștri, cum să fiți un soț mai bun, cum să faceți față provocărilor cu care vă confruntați în relația cu unul dintre copiii voștri, cum să excelați în ceea ce faceți, etc. Nu vă bucurați că Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne descurcăm singuri doar cu ajutorul propriei abilități de a înțelege? Prin Duhul Lui putem descoperi planurile pe care le are pentru viața noastră, adică ce este cel mai bine pentru noi, și ne putem bucura de pacea promisă de El. Pacea, un dar al intimității. În Galateni 5 ni se spune că pacea este dovada prezenței Duhului Sfânt și a încuviințării Lui cu privire la felul în care ne ducem viața. Binecuvântarea aceasta este uimitoare, are multe aplicații practice pentru traiul nostru de fiecare zi. Când eram necăsătorit, identitatea viitoarei mele soții era un mister pentru mine. În vremea aceea curtam o fată pe nume Lisa Toscano, care îmi plăcea mult. Eram încântat de personalitatea ei și eram foarte atras de ea. Lisa locuia în Arizona, iar eu în Texas. Amândoi doream călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la viitorul relației noastre, așa că i-am spus Lisei, haide să ne rugăm în Duhul câte o jumătate de oră în fiecare zi, timp de o lună întreagă. Ascultă-ți inima, dacă vei avea un simțământ de neliniște, atunci Dumnezeu ne spune să nu mergem mai departe în relația noastră. Însă dacă vei simți pace, înseamnă că Duhul Sfânt ne încurajează să facem un pas înainte în relația dintre noi. În timp ce ne rugam, fiecare în parte a fost învăluit de o pace copleșitoare, însoțită de simțământul anticipării și al bucuriei. După 30 de zile, am stat de vorbă deschis despre ceea ce simțiserăm în timp ce ne rugam și am descoperit că amândoi avuseserăm aceeași experiență. Am continuat relația și apoi ne-am căsătorit. Au trecut peste 30 de ani de atunci și sunt foarte recunoscător că am simțit amândoi pacea aceea. În Romani 8:14 găsim următoarea afirmație: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pasajul explică mai departe felul în care îi călăuzește Duhul Sfânt pe copiii lui Dumnezeu. Însuși Duhul adeverește sau mărturisește împreună cu Duhul nostru. Acesta este principalul mod în care ne călăuzește Duhul Sfânt, prin pacea sau prin mărturia Lui care ne confirmă că suntem pe drumul cel bun. Ați vrut vreodată să faceți ceva care vi se părea a fi decizia corectă și logică, însă de fiecare dată când vă gândiați la ea, aveați un simțământ supărător de neliniște? Poate că v-ați întrebat, ce nu e în ordine? De ce am asemenea simțăminte? Doar hotărârea aceasta pare atât de potrivită. Dacă aveați părtășie cu Duhul Sfânt, sentimentul acela incomod era modul Lui de a vă spune, nu păși în direcția aceea. În ce mă privește, am avut adesea astfel de experiențe. Uneori, hotărârea mea de a urma călăuzirea Duhului Sfânt nu ajunge să aibă logică decât după ani de zile din momentul în care am luat-o. Însă am învățat să am încredere în El în situațiile acestea. Nu uitați, înțelepciunea Lui nu e limitată la timp sau la spațiu, ceea ce înseamnă că El are întotdeauna în vedere viitorul vostru în timp ce vă călăuzește prezentul. Alte ori mi s-a întâmplat să simt o pace deplină cu privire la o hotărâre care părea a fi deosebit de riscantă. Era pacea lui Hristos care îmi stăpânea inima. Ascultați cuvintele lui Pavel, fie ca pacea sau armonia sufletească venită din Hristos să domnească, acționând neîncetat ca un arbitru în inima voastră, luând hotărârea finală cu privire la toate întrebările care vi se ridică în minte când inima vă e cuprinsă de pace, căci la aceasta ați fost chemați ca membrii ai trupului lui Hristos, Coloseni 3:15 în traducerea Amplified Version. Îmi place modul în care traducerea Amplified aseamănă Duhul Sfânt cu un arbitru. Un bun arbitru suflă din fluier fără să stea pe gânduri. Tot astfel, Duhul Sfânt va găsi în mod hotărător soluția tuturor întrebărilor care vi se ridică în minte.
El își va împărtăși cu voi înțelepciunea dacă îi veți îngădui lui să ia deciziile. De multe ori, fluierul lui ne e comunicat printr-o pace care întrece orice înțelegere omenească. În aceasta stă mărturia Duhului Sfânt. Scriptura spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:7. Noi am fost așezați în Hristos Iisus, ceea ce înseamnă că avem acces la pacea atât de greu de găsit în zilele noastre. Iisus este Prințul Păcii, astfel că celor care sunt în El le-a fost promisă pacea. Când îl invităm pe Duhul Sfânt în procesul luării deciziilor noastre, El va adeveri întotdeauna dacă este bine ce vrem să facem, lăsând în inima noastră pacea lui Hristos. Pacea și luarea deciziilor. Ca lider al organizației Messenger International, am luat multe decizii care au fost întemeiate numai pe simțământul de pace divină. Uneori, obiectivul vizat părea imposibil, însă pacea lui Dumnezeu m-a împiedicat să limitez potențialul organizației la nivelul propriei mele înțelegeri. Au fost situații în care am auzit în mod clar glasul Duhului Sfânt vorbindu-mi. Când mă pregăteam să scriu cartea aceasta, de exemplu, plănuiam să abordez cu totul alt subiect. În cursul unei perioade de rugăciune și post, Duhul Sfânt m-a îndrumat să scriu despre minunăția persoanei sale. Majoritatea deciziilor mele se bazează pe călăuzirea pe care o primesc prin pacea lui Dumnezeu, întotdeauna în armonie cu cuvântul Lui, nu pe o instrucțiune clară. Cu toate acestea, au existat și anumite momente în care Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. De obicei, aceasta s-a întâmplat atunci când Dumnezeu voia să-mi dea o direcție cu totul nouă. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Scopul principal al organizației Messenger International este acela de a zidi biserica locală. Noi credem că biserica locală reprezintă modul cel mai strategic al lui Dumnezeu de a ajunge la cei pierduți, aducând celor în nevoie speranță și ajutor și făcând totodată ucenici din toate neamurile. Peste 20.000 de biserici din America de Nord au folosit programele noastre. Vreme de mulți ani, ținta noastră principală au constituit bisericile din Statele Unite, Canada, Australia și Marea Britanie. Apoi, în 31 mai 2010, Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce citeam cartea Daniel. Ai fost credincios în slujirea bisericii locale din țările vorbitoare de limbă engleză. Acum te trimit să pășești pe un teritoriu nou. Vei merge la națiunile pământului. A fost un moment care m-a luat prin surprindere. Nu aveam nici cea mai vagă idee cum se puteau împlini toate acestea. Așa că am convocat o întâlnire cu liderii organizației noastre, le-am împărtășit viziunea pe care mi-o pusese Dumnezeu pe inimă și le-am spus că în cursul anului 2011 voiam să distribuim 250.000 de cărți liderilor creștini din țările în curs de dezvoltare. Au rămas cu toții șocați. Nu mai distribuiserăm niciodată într-un singur an un număr atât de mare de cărți. Directorul executiv și liderii altor departamente mi-au pus la îndoială în repetate rânduri călăuzirea în privința aceasta. În cele din urmă, directorul executiv m-a întrebat dacă aveam să aduc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune obiectivul amintit. Auzisem lămurit cuvintele Domnului, care îmi spusese că trebuia să întindem o mână de ajutor păstorilor și liderilor din lumea întreagă, însă el nu mi-arătase în mod specific faptul că primul pas spre atingerea acestui scop era să distribuim chiar 250.000 de cărți în cursul anului care urma. Prin urmare, am adus țelul acesta înaintea lui în rugăciune și am simțit pace după aceea. Nu a fost nevoie ca Duhul Sfânt să îmi vorbească în mod audibil, fiindcă știam că scopul acesta corespundea îndrumării inițiale pe care o primisem. Am simțit că Duhul Sfânt adeverea încredințarea mea. Când a spus toate acestea echipei noastre, membrii echipei mi-au susținut viziunea fără rezerve, iar Dumnezeu a lucrat în moduri miraculoase, astfel încât am reușit să distribuim în anul acela peste 270.000 de cărți păstorilor și liderilor creștini din 47 de țări. În 2011 am întâlnit un păstor în Beirut, capitala Libanului. Mă găseam în Orientul Mijlociu pentru o conferință unde trebuia să vorbesc în fața 2500 de păstori și lideri. Omul acela conducea biserica cea mai mare din orașul lui și avea numai 36 de ani. El mi-a spus: frate Vivier, sunteți ca un tată pentru mine. Am citit toate cărțile dumneavoastră pe care am reușit să pun mâna.
mi-am folosit chiar și cardul de credit pentru a descărca materiale de pe site-ul dumneavoastră. Când mi-a spus cuvintele acelea, mi-a venit să intru în pământ. Aveam în față un om dintr-o țară sfâșiată de război, care dispunea de foarte puține mijloace materiale, dar care făcea tot ce îi stătea în privință pentru a avea parte de materialele organizației Messenger International. Întâlnirea aceea m-a făcut să strig din nou spre Dumnezeu, cerând înțelepciune pentru a ști cum să ajutăm aceste biserici locale, sprijinindu-le și împuternicindu-le liderii. În urma rugăciunii în Duhul, mi-a venit ideea să oferim păstorilor din țările aflate în curs de dezvoltare nu numai cărți, ci o programă întreagă. În anul următor am distribuit 1,3 milioane materiale acestor păstori și lideri. Numărul acesta a continuat să crească de atunci încoace. O piesă importantă a întregului puzzle la care am ajuns în urma rugăciunii prin Duhul Sfânt a fost cloudlibrary.org, un website care îngăduie păstorilor și liderilor, alături de adunările lor, să descarce gratuit resurse creștine în propria limbă. Astfel, pe lângă cele 270.000 de cărți distribuite în 2011, am putut oferi online multe altele, numărul lor sporind în fiecare lună. Iată ce fel de lucrare poate face Dumnezeu în și prin noi când ne supunem îndrumării Duhului Sfânt, care ne adeverește prin pacea sa care este calea de urmat. Primirea călăuzirii. Un domeniu care pare să tulbure numărul cel mai mare de credincioși este cel al descoperirii călăuzirii divine. Întâlnesc deseori oameni care se plâng: nu știu ce vrea Dumnezeu să fac cu viața mea. Iacov ne spune ce trebuie să facem dacă dorim călăuzire. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Versetul 5. Cuvântul din limba greacă pentru înțelepciune este sofia, termen definit mai bine ca fiind capacitatea de a înțelege și ca urmare de a acționa cu înțelepciune. Așadar, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, noi putem mai întâi înțelege și apoi trece la fapte. Cine oare ne dă capacitatea de a înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu și de a o aplica? Duhul Sfânt. Mi s-a întâmplat să mă găsesc în împrejurări în care aveam cu adevărat nevoie de călăuzire. Când începeam să mă rog în limbi, înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu izvorau din Duhul meu și ridicau nivelul înțelegerii mele. Actul rugăciunii în limbi ne iluminează să discernem îndrumarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți să citim din nou pasajul din Proverbe 20:5. El spune astfel: sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. O altă traducere folosește cuvântul scop în loc de sfat. În Hristos vi s-a încredințat o însărcinare sau un scop anume. Scopul acesta vă va stabili direcția, iar el este adânc ascuns în inima voastră. În timp ce vă rugați în Duhul și descoperiți sfatul lui Dumnezeu, El vă va revela și scopul vostru. Aceasta nu se va întâmpla peste noapte. Prin urmare, aveți răbdare. Pe măsură ce petreceți timp în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune, El vă va revela scopul său pentru voi. Unul dintre fiii mei are o zicală: Biblia este harta noastră, iar Duhul Sfânt este călăuza. Darul călăuzirii vă stă la dispoziție în fiecare dintre domeniile vieții voastre. Dacă traversați o perioadă dificilă în relație cu unul dintre copiii voștri, faceți un pas înapoi și rezervați-vă timp să vă rugați în Duhul. El vă va arăta cum să vă purtați. Dacă lucrați în domeniul vânzărilor și nu știți ce să faceți, închideți ușa biroului și cereți lumină de la Cel care cunoaște totul. El locuiește deja în voi, astfel că nu va trebui decât să scoateți din ceea ce încă nu v-a fost descoperit. Dorința Lui este să vă călăuzească. În Isaia 48:17 găsim afirmația următoare: Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Dumnezeu vrea ca voi să trăiți conform scopului pe care îl are în împărăție și dorește să vă conducă fiecare pas pe care îl faceți. Aud uneori oamenii spunând: John, e prea spirituală și oricum ciudată povestea asta. Nu putem veni cu asemenea cereri înaintea lui Dumnezeu. Pe El îl interesează numai lucrurile care țin de slujire. Mai înainte de toate, nu e nimic ciudat în ce-L privește pe Dumnezeu.
Prin urmare, nu e nimic ciudat nici în implicarea Lui în toate domeniile vieții voastre. Oamenii pot fi ciudați, însă Dumnezeu nu este niciodată. În același timp, nu ar trebui să lăsăm deoparte promisiunea lui Dumnezeu doar pentru că unii oameni au pervertit sau întrebuințat greșit o anumită manifestare a Duhului Sfânt. În al doilea rând, Biblia ne învață să ne rugăm fără încetare. Vezi 1 Tesaloniceni 5:17. Mulți creștini nu au studiat niciodată contextul acestui verset pentru a înțelege la ce se referă el. Este limpede că Pavel nu voia să spună mișcați-vă fără încetare buzele în rugăciune în orice clip a zilei. La urma urmelor, Scriptura ne învață să împărtășim Evanghelia și să ne îndemnăm unii pe alții, ceea ce nu putem face dacă ne petrecem fiecare clipă doar rugându-ne. Pavel se referă în versetul acesta la comuniunea continuă cu Duhul lui Dumnezeu. Cum o putem însă experimenta? Apostolul ne dă și răspunsul, fiindcă el spune mai departe, nu stingeți Duhul, versetul 19. A ne ruga neîncetat înseamnă să nu stingem niciodată prezența Duhului Sfânt. A ne ruga neîncetat înseamnă să nu stingem niciodată prezența Duhului Sfânt. Aceasta presupune să fim conștienți de prezența sa și sensibili față de glasul lui. Cu alte cuvinte, nu înnăbușiți implicarea sa în viața voastră. Duhul Sfânt dorește să se implice în fiecare aspect al ei. El vrea să vă călăuzească. Dorința sa este aceea de a avea părtășie necurmată cu voi. Această comuniune neîncetată va fi urmată de pace, de tărie, de călăuzire în viața voastră. Eu nu sunt chemat să fiu un om de afaceri, însă dacă aș fi, aș petrece mult timp rugându-mă în Duhul pentru afacerea mea. Apoi aș lua decizii bazându-mă pe simțământul de pace din inima mea. Nu desconsiderați niciodată abilitatea voastră de a primi călăuzire din partea Creatorului, doar fiindcă nu sunteți implicați cu normă întreagă în slujire. El vă îndrumă vouă pașii după cum mi-i îndrumă și mie. Momentele personale de rugăciune. Am observat că momentele petrecute de mine în rugăciune sunt mult mai eficiente atunci când le încep citind din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu înlimpezește mintea și pare să deschidă canalul de legătură dintre Duhul și intelectul meu. După citirea Bibliei, sunt mult mai aproape de Duhul Sfânt, iar timpul de rugăciune îmi este îmbogățit de prezența Lui neîndoielnică. Am învățat de asemenea că Dumnezeu nu întârzie să mi se descopere atunci când caut să Îl onorez în viața mea. Când încep să meditez la măreția și la bunătatea Lui, Duhul Sfânt mi se revelează dintr-o dată. De ce? Psalmistul ne dă răspunsul. Dumnezeu este de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui. Dumnezeu trebuie să fie onorat de ei. Psalmul 89:7. Dacă vreți să aveți parte de prezența lui Dumnezeu, trebuie să vă apropiați de El cu reverență. Calea cea mai scurtă spre înnăbușirea prezenței divine este aceea de a-L necinsti, neacordând Duhului Său respectul cuvenit. Când Iisus le-a lăsat ucenicilor și nouă un model de rugăciune, a început astfel. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Matei 6:9. Cu alte cuvinte, atunci când ne apropiem de Tatăl, trebuie să intrăm mai întâi în prezența Lui cu o atitudine de sfântă reverență. Când procedăm astfel, Duhul Sfânt își va manifesta prezența știind că este privit cu venerație. Prezența Lui ne ajută să vedem lucrurile în perspectivă, ne dă înțelepciune, ne dă cunoștință și putere. El este cu adevărat sursa noastră de viață. De ce am vrea să ne despărțim vreodată de El? Mijlocirea prin Duhul Sfânt. Cu câtva timp în urmă, obișnuiam să mă rog frecvent împreună cu un păstor care mi este prieten. În răstimpul acela, mijloceam deseori în limbi. În una dintre aceste ocazii eram conștienți că ne adresam și porunceam cu privire la o regiune din Orientul Mijlociu. A doua zi am aflat că în Turcia avusese loc un cutremur foarte puternic. Sunt încredințat că prietenul meu și cu mine mijloceam pentru poporul turc. Eram legați de oamenii aceia prin Duhul Sfânt, fiindcă El locuiește în noi toți. Dumnezeu își rostea prin noi voia cu privire la locuitorii Turciei. Actul acesta al mijlocirii spirituale este deosebit de important pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ.
Vrăjmașul urăște faptul că noi putem proclama voia lui Dumnezeu asupra fraților și surorilor noastre care se află la depărtare. Scopul lui este de a învrăjbi și a dezbina biserica și s-ar bucura peste măsură să ne limiteze mijlocirea la ceea ce cunoaștem doar la nivelul minții. Poate că nu v-ați dat încă seama cât de strâns sunteți legați de credincioșii din lumea întreagă. Puteți mijloci cu precizie pentru frații voștri din alte țări, chiar dacă nu aveți cu ei niciun contact fizic. Odată când mă aflam în Kenya, am întâlnit un om din tribul Maasai. Acesta m-a vizitat mai apoi în Statele Unite și a fost găzduit de niște prieteni ai mei din Pennsylvania pentru mai bine de o lună. În câteva rânduri le-a spus gazdelor lui cum îi mergea familiei sale din Africa. În cele din urmă, cei din casa cărora stătea l-au întrebat: de unde știi cum o duce familia ta? Doar nu are niciun telefon la îndemână. Omul le-a răspuns: Pavel știa ce se întâmpla în bisericile din Colose și din Corint, chiar și atunci când se afla departe de ele. Când mă rog în Duhul, Domnul îmi arată ce se petrece cu membrii familiei mele. Versetele la care se referea el se găsesc în Coloseni 2:5. Citez: căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Am încheiat citatul și în 1 Corinteni 5:3, că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul. Închei citatul. Pavel era în legătură cu credincioșii din aceste biserici prin Duhul și le cunoștea starea, fără să fie prezent în mod fizic printre ei. Am avut parte de multe situații în care am știut că unul dintre membrii echipei mele sau dintre partenerii mei se rugau pentru mine. Mă găseam în câte o împrejurare dificilă sau periculoasă când Dumnezeu a intervenit în mod miraculos. Știu că cineva s-a rugat pentru protecția mea în circumstanțele acelea și a mijlocit pentru mine în Duhul. Experimentarea odihnei. Fraților, nu fiți copii la minte. În lege este scris: voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. 1 Corinteni 14:20-21. După cum probabil v-ați dat seama deja până acum, Pavel scrie mult despre vorbirea în limbi în 1 Corinteni 14. În versetele citate mai sus, apostolul parafraza cuvintele profetului Isaia. În Isaia 28:11-12 citim astfel: prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi Domnul poporului acestuia. El zicea: iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă. Dumnezeu a profețit prin Isaia că vorbirea în limbi avea să aducă odihnă și împrospătare. Odată unul dintre prietenii mei care păstorește o biserică mare stătea de vorbă cu păstorul altei biserici mare. Cel de-al doilea a spus prietenului meu: am de gând să părăsesc slujirea, sunt obosit, mă simt epuizat. Prietenul meu i-a răspuns: ai încetat să te mai rogi în Duhul Sfânt, nu-i așa? Celălalt păstor s-a bâlbuit: ei bine, prietenul meu a continuat, cât timp petreci rugându-te în Duhul? Interlocutorul lui a ezitat să-i răspundă, însă în cele din urmă a zis: păi sunt mereu ocupat pregătindu-mi mesajele, am o mulțime de alte lucruri de făcut în biserica mea de 15.000 de membri. Și prietenul meu l-a întrebat din nou: te rogi în Duhul? În cele din urmă, celălalt păstor i-a spus: nu, să fiu sincer, nu mă mai rog. Prietenul meu i-a spus: începe să te rogi în Duhul. Nu după mult timp, păstorul, care odinioară fusese epuizat, nu a mai dorit să se retragă din lucrare? Astăzi atât el cât și biserica lui înfloresc. De ce este atât de important pentru un păstor să se roage în limbi? Fiindcă în urma rugăciunii prin Duhul avem parte de o odihnă supranaturală și de împrospătare. Cum poate conduce Dr. Cho o biserică de peste 800.000 de oameni fără să ajungă la epuizare? Rugându-se prin Duhul lui Dumnezeu. Nu cred să există păstori pe umerii căruia să apese mai multe presiuni și responsabilități decât pe ai Dr. Cho. Biserica lui a transformat cu totul Coreea de Sud, iar el este unul dintre păstorii cei mai respectați din lume. Ar fi cu neputință oricărui om să ducă povara aceasta doar prin propriile abilități. Însă știu că Dr. Cho nu se bizuie pe înțelegerea lui, ci dă prioritate momentelor sale de rugăciune și petrece în fiecare zi ore întregi rugându-se. Aceste momente îi conferă tărie și odihnă. Lester Sumrall a fost un om mare al lui Dumnezeu. Am avut privilegiul de a petrece timp cu el în câteva rânduri.
Dr. Sumrall dormea doar câte 4 ore pe noapte și scria 4 cărți în același timp. Avea mult mai multă energie decât cei din echipa sa, care aveau doar jumătate din anii lui, și avea energie mai multă decât mulți predicatori tineri. De unde izvora tăria aceasta? Din momentele prelungi petrecute în rugăciunea făcută în Duhul Sfânt. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog, nu ar trebui să ne supunem niciodată trupul unui abuz. Dumnezeu ne poruncește în mod limpede să cinstim și să păzim sabatul. Ar trebui așadar să ne bucurăm cu toții și de odihna fizică. În ce mă privește, joc golf, fiindcă în felul acesta mă desprind de muncă și îmi împrospătesc mintea și trupul. Pentru mine, sportul acesta este un mod de a mă odihni. Însă, pe lângă respectarea odihnei de sabat, rugăciunea în Duhul Sfânt ne va împrospăta trupul și sufletul. Din păcate, mulți oameni au ajuns prematur la epuizare, fiindcă nu au găsit odihna în Duhul. Omul lăuntric. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. 1 Corinteni 14:4. Cuvântul folosit în limba greacă pentru a zidi este oikodomeo, iar sensul lui literal este de a construi sau a clădi. Când ne rugăm în Duhul, noi ne clădim capacitatea de a găzdui prezența și puterea lui Dumnezeu. Iisus a folosit același cuvânt din limba greacă atunci când a zis: de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit, oikodomeo, casa pe stâncă. Matei 7:24. În mod asemănător, Dumnezeu ne-a spus prin Iuda: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iuda 20. Mi-amintesc de o situație în care fiul unuia dintre prietenii mei a fost foarte bolnav. Medicii nu reușeau să-și dea seama ce nu era în regulă cu băiatul, iar prietenul meu nu știa ce să facă. În cele din urmă s-a dus în biroul lui și s-a rugat în Duhul timp de 5 ore. A ieșit apoi din birou, a urcat în mașină, s-a dus acasă și a intrat direct în camera copilului. Plin de autoritate, i-a spus fiului său să se ridice din pat. Băiatul a fost vindecat pe deplin în momentul acela. Ce se petrecuse? Orele acelea petrecute în rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt sporiseră capacitatea prietenului meu de a mijloci pentru fiul lui și de a-i sluji. Tot ce primim de la Dumnezeu, primim prin credință. Nu există altă cale. Timpul petrecut cu Duhul Sfânt mărește capacitatea noastră de a primi promisiunile divine și prezența vădită a lui Dumnezeu, fiindcă ne întărește omul lăuntric. O închinare mai profundă. Rugăciunea în limba noastră cerească ne dă abilitatea de a ne închina și de a lăuda pe Dumnezeu la un nivel mai profund. Pavel spunea: altminteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. 1 Corinteni 14, versetele 16 și 17. Pavel vorbea despre formele colective de laudă și arăta că atunci când îl binecuvântăm pe Dumnezeu în Duhul, când îi aducem laude vorbind în limbi, rugăciunea noastră nu este de niciun folos semenilor. Fiindcă laudele aduse Domnului în limbi constituie o expresie personală a rugăciunii, ele ajută la zidirea propriei persoane, însă nu și a grupului. Pavel nu minimaliza importanța laudelor aduse lui Dumnezeu în alte limbi, ci doar sublinia faptul că există un timp și un loc potrivit pentru acestea. Observați că apostolul își încheie astfel ideea: negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Când îl lăudăm pe Dumnezeu în limbi, îngăduim Duhului Sfânt să preamărească prin noi minunile și tainele lui Dumnezeu. Există un nivel mai adânc al închinării când îl lăudăm pe Dumnezeu într-o limbă cerească. De aceea Pavel cânta deopotrivă cu Duhul și cu mintea. Oricine poate fi umplut cu Duhul Sfânt. Mă doare inima când văd creștini care îi privesc de sus pe credincioșii care nu vorbesc sau nu se roagă în limbi. Cei din urmă pur și simplu nu au avut parte încă de acest uimitor dar al Duhului. Ei nu ar trebui să fie desconsiderați sau făcuți să se rușineze, căci noi suntem toți una în Hristos. Așa cum am arătat în capitolul anterior, darul vorbirii în alte limbi este disponibil oricărui credincios. Promisiunea aceasta este și pentru cei care nu vorbesc încă în limbi.
Iisus a afirmat următoarele: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor vorbi în limbi noi. Marcu 16:17. Apostolul Pavel a spus: aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. 1 Corinteni 14:5. Dumnezeu dorește ca toți copiii lui să se bucure de beneficiile minunate ale vorbirii în limbi cerești. Cum primește un credincios Duhul Sfânt? Înainte să mergem mai departe, îngăduiți-mi să menționez mai întâi faptul că mulți dintre prietenii mei au primit umplerea cu Duhul Sfânt în timp ce se aflau în mașină, acasă sau chiar la serviciu. Tot ce trebuie să facem este să cerem, iar Tatăl nostru ne va da Duhul Sfânt. Dacă ați cerut deja darul acesta, atunci trebuie doar să învățați cum să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, înainte să puteți avea parte de umplerea Duhului Sfânt, trebuie să îl primiți pe Hristos Iisus ca Domn și Mântuitor al vostru. Iisus a spus că lumea, adică cei care nu au fost mântuiți, nu poate primi Duhul Sfânt. Vezi Ioan 14:17. Dacă nu l-ați făcut pe Iisus Hristos Domn al vieții voastre, vă puteți supune chiar acum domniei Lui. Mai multe detalii despre felul în care puteți primi mântuirea găsiți la sfârșitul acestei cărți. Dacă sunteți deja copiii lui Dumnezeu, poate că umplerea voastră cu Duhul Sfânt este încă împiedicată de un domeniu din viața voastră în care cu bună știință dați dovadă de neascultare. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care ascultă de El. Fapte 5:32. Aceasta nu înseamnă că trebuie să fiți desăvârșiți, ci doar că trebuie să vă smeriți înaintea Lui, fapt care constituie un semn al predării voinței voastre. Atunci când vă smeriți, Dumnezeu vă dă harul Lui să treceți peste cursele păcatului și să fiți din nou deschiși pentru a primi umplerea cu Duhul Său. Una dintre capcanele cele mai mari ale neascultării care se găsește în viața multor credincioși este cea a resentimentelor. Trebuie să îi iertați din adins pe cei care v-au greșit. Am remarcat, fără excepție, faptul că de îndată ce un credincios care a fost rănit de alții și care dorea să primească umplerea cu Duhul Sfânt a hotărât să ierte, Duhul Sfânt s-a manifestat în viața lui. Opriți-vă chiar acum pentru câteva clipe și iertați-i pe cei care v-au greșit, iar apoi rugați-L pe Dumnezeu să vă dea pentru ei o inimă ca a sa. Am abordat pe larg subiectul ofensei în cartea mea intitulată Momiala Satanei. Cereți pur și simplu prin credință. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Luca 11:11-13. Unii au propagat învățătura potrivit căreia, atunci când credincioșii cer Duhul Sfânt, s-ar putea să primească în schimb un duh rău. Cuvintele lui Iisus citate înainte ar trebui să îndepărteze cu totul teama aceasta. Dumnezeu este dătătorul oricărui dar bun și desăvârșit. Vezi Iacov 1:17. Dacă cereți Tatălui Duhul Sfânt, El nu vă va da un demon, ci Duhul Lui. Așadar, nu vă temeți să vă deschideți înaintea Lui cerând umplerea cu Duhul Sfânt. Odată ce v-ați deschis înaintea Duhului, nu așteptați ca Duhul Sfânt să pună stăpânire pe limba voastră și să vă silească să vorbiți. El v-a dat o voință liberă. Duhul Sfânt este un gentleman care nu vă presează niciodată. Satana procedează în felul acesta. Duhul Sfânt doar vă călăuzește sau vă conduce. Duhul lui Dumnezeu vă va da cuvinte. Poate va începe doar cu silabe, cu sunete, ori cu fragmente bâlbâite de cuvinte, însă trebuie să vă lăsați buzele, limba și corzile vocale în seama lui. Pe măsură ce o faceți, o limbă cerească va începe să izvorască din duhul vostru. Poate că la început veți rosti numai o silabă, însă dacă o veți rosti prin credință, vor urma apoi multe altele. Repet, totul constă în a primi prin credință ceea ce ne dăruiește Dumnezeu. La fel este și cu darul vorbirii în alte limbi. Rostiți doar prin credință ceea ce vă dă El și chiar dacă începeți abia bâlbâind câte ceva, ceea ce rostiți va deveni în cele din urmă o limbă adevărată. Niveluri superioare.
Motivul pentru care am acoperit ultimele două capitole analizând darul vorbirii în limbi are de-a face cu încredințarea mea că Dumnezeu dorește să avem parte de o limbă cerească, prin care să fim mai strâns legați de El și mai uniți cu ceilalți credincioși în vederea atingerii scopurilor împărăției sale. Pasiunea sau dorința Duhului Sfânt este ca toți oamenii să-L cunoască pe Iisus. Pe măsură ce ne dezvoltăm relația strânsă de parteneriat cu Domnul, El ne va ridica privirea și ne va dezvălui lumea într-o lumină nouă. Vom vedea că cei din jur au disperată nevoie de Hristos. În același timp vom vedea și vom cunoaște prin Duhul Sfânt cum ne putem îndeplini noi rolul în a-L face cunoscut pe Iisus lumii. Nădăjduiesc că v-ați bucurat de această introducere privitoare la Duhul Sfânt. Tot ce ați învățat în capitolele de până acum constituie doar un grăunte din minunăția Lui infinită, eternă și fără pereche, iar El tânjește să vă aducă în fiecare zi a vieții voastre la niveluri tot mai înalte. Vă îndemn să recitiți cartea aceasta din când în când, pentru ca Duhul Sfânt să dea ghes inimii voastre să-L cunoască în moduri noi și tot mai profunde. Duhului Divin îi face nespusă plăcere să vi-L descopere pe Iisus. Onorați-i prezența și invitați-L în fiecare domeniu al vieții voastre, nu numai în cele spirituale, în ghilimele. El a promis că nu vă va lăsa și nu vă va părăsi niciodată. Bucurați-vă în fiecare clipă a fiecarei zile de promisiunea aceasta uimitoare. În timp ce citiți cuvântul lui Dumnezeu și petreceți timp în prezența Lui, veți ajunge să-L cunoașteți pe Duhul Sfânt tot mai îndeaproape. Vestea bună este că această călătorie este una nesfârșită. Întotdeauna vor exista noi și noi aspecte pe care El dorește să vi le descopere. Nu vă mulțumiți doar cu cât ați auzit, cu cât ați văzut sau ați cunoscut. Puneți la încercare limitele înțelegerii voastre, îngăduind Duhului să domnească în viața voastră. Făcând astfel, sunt încredințat că veți vedea slava și maestatea lui Dumnezeu manifestându-se în lumea voastră mai mult decât vreodată înainte. Capitol bonus. Întrebări și răspunsuri. Ai pomenit faptul că unele biserici au ajuns să se concentreze atât de mult pe pregătirea atmosferei, încât neglijează prezența Duhului Sfânt. Multe biserici vor să știe cum pot face loc din nou pentru prezența Duhului Sfânt în mijlocul lor, fără ca serviciile lor să devină însă ciudate sau inutil de lungi. Cum pot face aceasta? Trebuie pur și simplu să ceară. După cum am spus deja, Duhul Sfânt este un gentleman care ne lasă pe noi să luăm inițiativa. De multe ori când slujesc în felurite biserici și oamenii vin în față să primească mântuirea, spun: Duhule Sfinte, te rog, atinge-i. Nu durează decât vreo câteva minute până când prezența Lui se manifestă, iar oamenii din întreaga încăpere încep să plângă. Mă bucur întotdeauna de asemenea momente, fiindcă Scriptura ne învață să gustăm darul ceresc, Evrei 6. Iar oamenii sunt mult mai puțin tentați să alunece de la credință după ce au gustat odată din darul ceresc, adică din manifestarea prezenței Duhului Sfânt. Mă aflam cândva într-o biserică mare care renunțase la unele forme sau manifestări care lăsau loc pentru lucrarea Duhului Sfânt. În una dintre întâlnirile acelea, Duhului Dumnezeu și-a făcut simțită prezența. Pretutindeni în sală erau oameni care plângeau. Prezența divină era atât de vădită. Domnul mi-a spus: este momentul să le spui să aducă mulțumiri și laude lui Dumnezeu. Am făcut întocmai, după care am încheiat programul. După aceea păstorul mi-a spus: credeam că urma să se prelungească întâlnirea încă o oră și că vom avea iarăși parte de felurite ciudățenii, cum se întâmpla în trecut. Apoi a adăugat: îmi place modul în care te-a călăuzit Dumnezeu. Când ai spus că Domnul a sfârșit ce avea de făcut, am simțit-o și eu ca și cum El și-ar fi atins scopul. Chiar atunci ai zis să încheiem serviciul. Am văzut prezența Duhului lui Dumnezeu manifestându-se și numai pentru câteva minute, însă punându-și amprenta într-un mod deosebit de profund asupra oamenilor. Noi doi am purtat de curând o discuție pe tema aceasta. Uneori, într-un serviciu, ni se acordă pentru predicarea cuvântului numai 35 de minute, însă adevărul este că aceste 35 de minute sunt ale noastre. De aceea, în loc să predicați pentru 35 de minute... Predicați numai 30? Predicați 30 sau lăsați loc Duhului Sfânt în mijlocul mesajului vostru. Îngăduiți-i să lucreze așa cum dorește El. Uneori slujitorii încearcă să explice cât mai multe în timpul acordat, încât uită că e nevoie ca mesajul lor să fie impregnat de Duhul Sfânt.
Ai împărtășit multe despre ce înseamnă să fim umpluți de Duhul Sfânt. Însă ce ne poți spune despre situațiile în care Duhul lui Dumnezeu ne oprește să facem ceva anume? Cartea Coloseni ne învață astfel: pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Apoi în Romani 8 ni se spune că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu. Cuvântul fii din versetul acesta, care se referă deopotrivă la fii și la fiice, este redat în limba greacă prin termenul huios, care înseamnă fii maturi. Nu orice creștin este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mulți sunt îndrumați de emoțiile, de intelectul lor, de situațiile ori de circumstanțele în care se găsesc. Dumnezeu ne spune că fiicele și fiii maturi sunt călăuziți de Duhul lui. În ce fel ne călăuzește Duhul lui? Prin mărturia pe care o aduce în Duhul nostru. Versetul 16. Așadar, dacă vreau să merg într-un anumit oraș, să spunem, și am un simțământ care nu-mi dă pace, aproape deranjant în Duhul meu... Ți s-a întâmplat vreodată astfel și cu toate acestea ai mers într-un loc unde nu ar fi trebuit să te duci? Da. Și care a fost urmarea acelui pas? Urmarea a fost hotărârea de a nu mai face niciodată așa ceva. A fost un dezastru. Am învățat că trebuie să o opresc dacă identific asemenea semnale. Mi s-a întâmplat odată să accept invitația la o anumită întâlnire, după care am simțit că Domnul nu voia să mă duc acolo, însă îmi dădusem deja cuvântul. Am zis: Doamne, Scriptura îmi cere să fiu un om care nu își ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ în paguba lui. Trebuie să merg la întâlnirea aceasta. Am nevoie de protecția ta. Domnul nu m-a mustrat pentru hotărârea mea. Călătoria nu a fost una grozavă, dar am simțit protecția divină peste mine. Însă este mai bine să recunosc de la bun început imboldul care îmi spune: nu face pasul acesta, nu vreau să mergi acolo. Este uimitor felul în care putem recunoaște șoapta aceasta care ne răsună atât de clar în urechi. Cu cât umblăm mai mult cu el, cu atât suntem mai sensibili la glasul Duhului Sfânt. Ai vorbit despre Dr. Cho și despre lucrurile uimitoare pe care le-a făcut, despre faptul că are parte de plinătatea lui Dumnezeu în urma rugăciunii în Duhul. Știu că unul dintre secretele unei astfel de vieți stă în aceea că Dr. Cho spune nu multor lucruri pentru a-și putea păstra timpul petrecut în prezența Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu va spune nu unor lucruri posibile ca să ne îndrepte atenția spre lucrurile imposibile pe care vrea să le înfăptuiască în viața noastră. În Cartea Fapte, observăm că ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt în capitolul 2, însă apoi Petru, plin de Duhul Sfânt, a vorbit mai marilor norodului în Fapte 4:8, iar credincioșii s-au umplut de Duhul Sfânt în Fapte 4:31. Umplerea cu Duhul Sfânt nu constituie un eveniment singular. Dumnezeu spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh, adică fiți continuu plini cu Duhul Sfânt. Aceasta nu înseamnă că Duhul se scurge din noi, ci că dorim să fim impregnați necontenit cu Duhul lui Dumnezeu. Și în căsătorie avem parte de momente în care suntem îmbibați de dragostea pe care ne-o purtăm unul altuia, după cum trecem și prin perioade în care împrejurările ne țin departe pe unul de celălalt, astfel că avem nevoie ca inima să ne fie din nou saturată de iubire. Așadar, este un efort pe care îl facem cu bună știință. Într-adevăr, de aceea rămâneți mereu plini de Duhul. Umplerea cu Duhul Sfânt este un proces continuu. Când sunteți umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, prezența Lui în viața voastră se va manifesta prin psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Vezi Efeseni 5, de la 18 la 20. Vă veți trezi pur și simplu cântând. Săptămâna aceasta am cântat mai mult ca de obicei. Pentru aceasta este important să oprim televizorul. Așa e. Și să reducem activitățile care storc viața din noi. Eu cred că fiecare credincios are abilitatea de a exercita orice dar al Duhului Sfânt. Dacă cineva are nevoie de o minune deosebită, darul minunilor poate veni asupra oricărui credincios. Totuși, Dumnezeu a înzestrat și cu daruri specifice anumiți oameni, iar darurile acestea se manifestă pretutindeni unde merg ei. Cunoaștem amândoi un om cu darul vindecării, chemat în mod specific la lucrarea de a vindeca bolnavii de inimă. La întâlnirile organizate de el veneau oameni cu probleme cardiace din toată țara și erau vindecați. Acest dar din viața lui l-a ajutat să înfăptuiască lucrarea la care a fost chemat. Îmi vine în minte însă și cazul unui alt prieten al cărui fiu s-a înnecat în vana din baie. A fost mort timp de 3 sferturi de oră. Prietenul acesta mi-a spus: John, m-am rugat o jumătate de oră și nu s-a întâmplat nimic. Medicii de pe ambulanță erau deja scârbiți. Apoi, parcă un curent mi-a străbătut tot corpul.
A fost de parcă altcineva privia prin ochii mei când i-a spus fiului meu, vei trăi și nu vei muri. Și fiul lui a înviat din morți. Prietenul meu a fost încredințat că darul credinței a venit atunci peste el, un dar de care avea nevoie în momentul acela. Și în perioada respectivă, el nu era un slujitor al bisericii. Nu, era polițist. Și nici nu conducea o slujbă a bisericii. Tocmai se întorsese acasă după ce predicase pentru întâia oară în viața lui. Ceea ce aș vrea să clarific este faptul că toți credincioșii pot avea parte de manifestarea darurilor spirituale. Deci, orice credincios plin de Duhul Sfânt, în orice moment al vieții lui. În plus, nu trebuie să așteptăm să primim darul vindecării. Iisus a spus, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi. Marcu 16. În pasajul acesta este vorba despre rugăciunea făcută prin credință pentru tămăduirea cuiva. Dumnezeu o va onora, fiindcă El își onorează cuvântul. Nu e nevoie să așteptați până când păstorul vă așează la amvon, nici până când prindeți și încolțiți vreun slujitor în holul bisericii. Puteți să vă însușiți puterea lui Dumnezeu și promisiunile lui pentru viața voastră obișnuită de fiecare zi. Iar dacă vă simțiți călăuziți de Duhul Sfânt să vorbiți cuiva, să atingeți pe cineva, să vă rugați pentru un om sau să fiți darnici cu cineva, poate ar fi bine să începem cu practicarea dărniciei, ar fi nemaipomenit. Puteți trece la fapte. Și dărnicia sau generozitatea este unul dintre darurile Duhului Sfânt. Știm că Duhul Sfânt a venit să ne-l descopere pe Iisus. Așadar, când vorbim despre manifestările pe care le-am văzut în ultimele două decenii, cum ar fi tremuratul, râsul, rostogolitul și căzăturile pe podea, în ce fel îl descoperă toate acestea pe Iisus? Ei bine, Scriptura vorbește despre semne neobișnuite, însă de obicei acestea se manifestă pentru o scurtă perioadă de timp. Se întâmplă uneori ca unele semne și minuni neobișnuite să atragă atenția oamenilor și să o îndrepte spre Iisus, ceea ce mi se pare însă în contradicție cu cuvântul divin sunt situațiile în care oamenii sunt mai interesați de manifestări decât de cel care se află în spatele lor. Când mă aflam la un moment dat în Singapore, un evanghelist înzestrat cu darul vindecării a venit în biserica unde slujeam. În timp ce acesta slujea, se auzeau râsete isterice din partea audienței. În timpul serviciului nostru, am simțit că prezența lui Dumnezeu era gata să se coboare asupra celei mari biserici, dar, dintr-o dată, oamenii au început să râdă, iar manifestarea aceea asemănea cu scârțâitul unor cuie pe tablă. Cel puțin, așa am perceput-o eu în duhul meu. Era o manifestare bună, dar survenită într-un moment nepotrivit? Am spus atunci, opriți-vă! Ați exagerat cu manifestarea aceasta și nu l-ați urmat pe Duhul Domnului. El urma să facă altceva în mijlocul vostru. El avea de gând să atingă în mod profund oamenii, arătându-le ce înseamnă frica de Domnul. Acum să sperăm că Duhul lui Dumnezeu se va întoarce și va continua să lucreze. Le-am cerut apoi oamenilor să se roage din nou. Duhul Domnului a coborât și mulți dintre cei prezenți au început să plângă. În asemenea situații în care manifestările sunt ne la locul lor, oamenii aproape că încep să se dea în spectacol. În cazul de felul celor amintite anterior, oamenii par a lua intimitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu pentru a se lăuda cu ea, ca și cum ar spune, ia uitați-vă la noi cât de spirituali suntem. Soții nu trebuie să-și etaleze intimitățile în fața tuturor. În ce mă privește, am descoperit următorul fapt. Cu cât îl cunosc mai bine pe Duhul Sfânt, cu atât îmi doresc să îl apropii mai mult, cu darurile, abilitățile și puterea sa cu tot. Într-un mod plin de reverență, care îi aduce onoare, nu într-unul care stinge Duhul. Biblia vorbește despre stingerea Duhului în 1 Tesaloniceni 5, de la 19 la 21. Stingerea Duhului are loc și atunci când forțăm puterea și darurile sale. Nu faceți lucrul acesta. Dimpotrivă, cinstiți-l și nu vă manifestați ca și cum el ar fi doar o putere sau o influență ieftină. Vreau să spun că noi îl rugăm și îl invităm pe Dumnezeu să facă orice dorește el. Duhul Sfânt va lucra uneori într-un fel sau într-un moment care nouă ni se pare nepotrivit, însă nu o va face niciodată în mod forțat sau supărător. Manifestarea lui nu va atrage niciodată atenția asupra oamenilor, ci asupra lui Dumnezeu și, de obicei, ea este însoțită de atmosfera potrivită în care este simțită prezența sa. Am petrecut de curând un timp împreună cu un grup de oameni proveniți din felurite denominații. I-am auzit pe unii dintre ei luând în derâdere niște manifestări care eu cred că au fost cândva autentice, iar apoi poate că au fost perpetuate în speranța că Dumnezeu va continua să binecuvinteze ceea ce binecuvântase înainte.
Funcția s-a pierdut, însă forma a rămas, iar oamenii aceștia își băteau joc de ea. Nu ar trebui să luăm în derâdere niciuna dintre manifestările acestea. Noi dorim tot ce are Duhul Sfânt pregătit să ne dea, însă ne dorim să primim toate acestea prin credință. Vrem ca toate să se manifeste în bună rânduială și cu însoțirea prezenței lui Dumnezeu. Se poate ca un om să simte cu adevărat că are pace cu privire la ceva anume, dar simțământul acela să nu vină de la Dumnezeu? Da, de bună seamă. Dacă citim în capitolul 14 din Ezechiel, Dumnezeu vorbește despre oameni care vin la El purtându-și idolii în inimă. Ce este un idol? În Noul Testament, idolatria este identificată cu lăcomia, vezi Coloseni 3:5, cu dorința greșită de a avea ceva. Oamenii în inima cărora sălășluiesc asemenea idoli se pot duce chiar la un credincios cu dar profetic pentru a-i spune: te rog, roagă-te pentru mine și spune-mi ce vorbește Domnul. Dumnezeu a zis: eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimii idolilor lui, sau potrivit cu mulțimea idolilor lui, în altă traducere. Vezi Ezechiel 14:4. Când intru în prezența lui Dumnezeu și îi cer ceva, trebuie să mă încredințez mai întâi că inima nu înclină nici într-o parte, nici într-alta, pentru că au fost situații în care nu am procedat așa, iar fiindcă inima nu mi era neutră, aveam o pace care nu venea de la Dumnezeu și care mi-a adus apoi multă întristare. Iată de ce m-am bucurat că Lisa și cu mine locuiam în orașe diferite în perioada noastră de curtare. Am hotărât atunci că ne vom ruga timp de 30 de zile pentru ca Dumnezeu să ne arate dacă trebuia să mergem sau nu înainte cu relația noastră, iar eu eram atât de atras de ea încât mi-au trebuit vreo 25 de zile doar pentru a nu îngădui atracției să mă domine. Însă în cursul acelei luni am ajuns la un moment dat să știu că Dumnezeu, dacă spunea nu, puteam accepta hotărârea Lui. Aș fi înțeles atunci că avea pe altcineva în plan pentru mine și o altă persoană pentru Lisa. Odată ce am ajuns în punctul acela, neutru, am început cu adevărat să ascult. Dacă intru în cămăruța mea de rugăciune și simt că nu sunt neutru cu privire la subiectul pentru care mă rog, trebuie să rezolv problema aceasta cu ajutorul cuvântului divin și al rugăciunii până când ajung să pot primi orice răspuns din partea Domnului. Trebuie să fiu în stare să accept un da sau un nu, fiindcă dacă înclin într-o parte sau în alta, s-ar putea să am în inimă o pace înșelătoare. De câteva ori, în felurite etape ale vieții, ne-am spus: se va întâmpla așa sau atunci, ori acolo, dar pentru ca apoi să ne dăm seama că nu acesta era planul lui Dumnezeu. A trebuit apoi să ștergem tabla și să spunem: Doamne, lucrează cum dorești Tu. Ai vorbit despre un fel de cunoaștere care izvorăște din Duhul Sfânt. Când mă pregăteam pentru scrierea cărții Nurture, am căutat sensul termenului intuiție. Acesta este format din două cuvinte latinești, in și tuer, care puse alături înseamnă îndrumător lăuntric. Duhul Sfânt este îndrumătorul nostru lăuntric. El ne dă o inimă nouă. Vezi Ezechiel 36:26 și începe să ne dea învățătură. În viață ne găsim uneori în situații legate de oameni sau împrejurări în care, deși totul pare în ordine, simțim că totuși nu este. Ne poți spune mai multe pe tema aceasta? Ori de câte ori nu am ascultat de acel îndrumător lăuntric, atunci când în duhul meu lucrurile nu erau în ordine, chiar dacă la suprafață păreau a fi, m-am trezit prins într-o capcană. De obicei se întâmplă astfel atunci când ai deja un răspuns inițial, pe care îl înlături prin argumentele minții. Da, de obicei acel răspuns inițial este cel al Duhului lui Dumnezeu. Situația a fost similară și când am ignorat sfatul tău, Lisa. Dați-mi voie să le spun ceva soțiilor și soților. Când m-am căsătorit cu Lisa, eu mă rugam câte o oră și jumătate pe zi. Din câte observasem, Lisa se ruga vreo 10 minute în timp ce făcea duș. Pe vremea aceea lucram cu normă întreagă. Da, de multe ori se întâmpla să spun: Lisa, cred că ar trebui să facem așa sau pe dincolo, iar ea îmi spunea: eu nu simt la fel, și se dovedea că avea dreptate în jumătate dintre situații. Eram cât se poate de frustrat. Într-o zi am zis: Doamne, eu mă rog câte o oră și jumătate în fiecare dimineață. Lisa se roagă 10 minute la duș. Cu toate acestea, are dreptate cu privire la mai bine de jumătate dintre toate problemele discutate. Domnul mi-a răspuns: desenează un cerc. Așa că am desenat un cerc pe o bucată de hârtie. Dumnezeu a zis: umple cercul cu X-uri. Am început să fac X-uri înăuntru cercului. El mi-a zis: acum trage o linie chiar prin mijlocul cercului. Așa am făcut. Domnul a continuat:
Observ că jumătate dintre X-uri se află de o parte a liniei și jumătate de cealaltă? John, când erai necăsătorit, tu însuți erai complet în mine. Acum ai devenit însă un singur trup cu Lisa, astfel că cercul acesta vă reprezintă pe voi doi. Tu ești jumătatea stângă, iar ea cea dreaptă. Apoi Domnul a adăugat, știi ce reprezintă X-urile? Informația de care ai nevoie de la mine pentru a putea lua hotărâri înțelepte. Problema este că tu iei toate hotărârile bazându-te numai pe jumătate dintre informațiile disponibile. Trebuie să înveți cum să valorifici ceea ce eu îi arăt soției tale, așa încât tu, în calitate de cap al căminului vostru, să poți lua hotărâri pe baza tuturor informațiilor pe care vi le-am dat. Ținând seama de imaginea aceasta privitoare la intuiție, pot spune că, într-adevăr, atunci când am simțit un avertisment din partea Duhului Sfânt și nu l-am luat în seamă, am avut de suferit. Însă mi s-a întâmplat să ignor și unele cuvinte ale Lisei, cu toate că știam în adâncul inimii mele că veneau din Duhul, pentru că El îmi adeverea în sinea mea faptul acesta. Au fost și situații, doar odată la câțiva ani, în care Lisa mi-a spus lucruri cu privire la care am știut că nu aveau ca motivație credința, că dădeau glas temerii și că nu trebuiau urmate. Însă de cele mai multe ori când ea îmi vorbește, știu în adâncul Duhului meu că are dreptate. Dacă ignor această confirmare lăuntică, eu sunt cel care plătește prețul. Cred că Johnny e acum foarte amabil, însă aș vrea ca oamenii să înțeleagă faptul că atunci când Dumnezeu le spune ceva, pot avea încredere deplină în cuvintele Lui. Cercetătorii afirmă că Duhul este înzestrat cu o percepție extrasenzorială, cognitivă, mult mai mare decât ne dăm noi seama. Când ne grăbim să acționăm pe baza înțelegerii noastre, crezând că știm mai bine decât glasul acela lăuntric în ce fel trebuie să procedăm, nu ne îndoim de noi înșine, ci de Dumnezeu. Când Dumnezeu începe să ne spună ceva, trebuie să mergem în direcția arătată de El. Am avut de curând parte de o experiență alături de un grup de persoane împreună cu care eram într-un autobuz, iar mie, sinceră să fiu, îmi displac foarte tare autobuzele. Grupul nostru se afla de o bună bucată de vreme în autobuz, într-un aeroport, iar o persoană din grup nu reușise nici cum să ajungă în locul unde ne aștepta autobuzul. Am tot sunat-o, dar n-am dat de ea. În cele din urmă, am văzut-o sărind în sus și în jos, în timp ce își flutura mâinile, la mare depărtare de noi, în zona unde erau parcate taxiurile, adică în cu totul alt loc decât cel în care ar fi trebuit să vină. În sinea mea am vrut să fiu supărată pe ea, însă de îndată ce am privit-o, mi-a venit în minte gândul. De fapt, o iubesc, iar între noi s-a înfiripat îndată o legătură de suflet. Am iubit-o din clipa în care mi s-a oprit ochii asupra ei, iar între noi s-a format o legătură puternică. Dumnezeu vă face parte de asemenea legături. Situația în care ne găseam m-ar fi îndemnat să spun, de ce aș iubi eu? Dar cu toate acestea am făcut-o. De una zi am primit un e-mail lung de la ea în care mi-a spus, m-ai iubit din prima clipă, iar faptul acesta m-a făcut să simt dragostea lui Dumnezeu în unul dintre momentele cele mai incomode din viața mea. Iată ce se întâmplă atunci când îngăduim unor asemenea legături să se creeze, în loc să dăm voie împrejurărilor să ne dicteze reacțiile. Au fost și situații în care John mi-a spus, Lisa, ceva nu cred că e în ordine cu persoana aceea. Iar eu i-am răspuns, iubitule, tu nu ești femeie, nu poți vedea lucrurile acestea așa ca mine. Soțul meu a continuat să mă avertizeze, iar atunci când nu l-am ascultat, am avut de tras pornoasele. Dați-mi voie să vă spun următoarele. În Fapte 15, Pavel și Barnaba s-au confruntat cu o controversă privitoare la credincioșii dintre neamuri și la respectarea de către aceștia a legii lui Moise. Biserica i-a trimis la Ierusalim să stea de vorbă cu apostolii și cu bătrânii. De ce nu au decis Barnaba și Pavel singuri? De ce a trebuit să coboare la Ierusalim pentru a se întâlni cu toți ceilalți? Fiindcă puterea și călăuzirea însoțesc unitatea, iată motivul pentru care soții și soțiile trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a păstra unitatea dintre ei. Acest climat al unității creează contextul în care putem primi răspunsuri clare din partea lui Dumnezeu. Care este diferența dintre darurile Duhului Sfânt și roada Lui? Un dar al Duhului Sfânt este ceva ce Dumnezeu pune în viața unui credincios. El nu trebuie cultivat sau dezvoltat, ci poate fi folosit de la bun început. Singurul aspect care trebuie cultivat este modul în care lucrează persoana în cauză cu darul acela. Prin contrast, roada Duhului Divin trebuie cultivată, care va să zică darurile sunt date pe când roada se cultivă. Roada Duhului Sfânt
este rezultatul unei vieți conduse de Duhul lui Dumnezeu. Atunci când umblați în Duhul, roada care este cultivată în voi vă transformă într-o persoană care are mai multă bucurie, pace, răbdare, dragoste, etc. Vezi Galateni capitolul 5, 22-23. Dragostea, bucuria sau pacea despre care vorbeam vor izvorâ din voi, fiindcă umblați în Duhul. Rodirea este strâns legată de viețuirea noastră. Roada Duhului Sfânt constituie temelia care vă va ține în siguranță în viața voastră de slujire. Pe de altă parte, darurile Duhului sunt legate de viața de slujire. Din păcate, mulți oameni caută mai mult darurile decât roada. În ce mă privește, m-am rugat astfel Domnului. Nu vreau ca darurile pe care mi le-ai dat să umbrească roada pe care ai dezvoltat-o în mine. M-am rugat în felul acesta ca să îmi pot sfârși bine alergarea, fiindcă se întâmplă adesea ca oamenii să înceapă să caute mai mult darurile. Scriptura spune, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, 1 Corinteni 14:1. Credincioșii caută mai mult darurile și ignoră roada, adică dragostea. Darurile nu reprezintă caracterul care îi duce pe oameni mai departe și pot sfârși chiar în a-i distruge. Iuda a scos afară demoni și a vindecat bolnavi, cu toate acestea a ajuns în iad. Iisus a spus, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. În viața lui Iuda s-au manifestat darurile spirituale, însă este lămurit că el nu a cultivat și roada Duhului. Unii oameni exercită daruri spirituale deosebite, însă între roada din viața lor și puterea darurilor folosite există un contrast uriaș. Cum se poate una ca asta? Să aruncăm o privire la Balaam. Omul acesta avea un dar profetic, iar profețiile lui se găsesc în Scriptură. Cuvintele spuse de el au fost cuvintele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Domnul a făcut să piară ucis de sabie din pricina răutății și neascultării lui. Împăratul Saul își pierduse mințele și ajunsese nebun. La un moment dat îl urmărea pe David, unsul Domnului, ca să-l ucidă. Și totuși, în toiul acelei perioade din viața lui, a profețit într-o zi alături de alți profeți. Vezi 1 Samuel 19. Faptul că darurile spirituale se manifestă în viața unui om nu indică neapărat încuviințarea lui Dumnezeu față de modul în care trăiește el. Iisus a spus, mulți îmi vor zice în ziua aceea, noi am scos draci, am făcut minuni și semne mari în numele tău, am profețit și am predicat în numele tău. Atunci el le va răspunde, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, nu ați avut roadă în viața voastră. Domnul mi-a vorbit într-o zi și mi-a zis, ai observat că oamenii aceștia nu vor spune, noi am hrănit pe săraci și am vizitat pe cei din închisoare în numele tău? Pentru că cei ce fac asemenea fapte cultivă roada Duhului Sfânt. Cultivarea roadei Duhului e o măsură de siguranță care ne ajută să ne sfârșim bine alergarea. Am observat pentru prima oară aspectul acesta când slujeam în cadrul unei biserici mari, una dintre cele mai cunoscute din lume. Biserica aceasta era vizitată de unii dintre cei mai faimoși vorbitori, însă și de unii cu mai puțină notorietate, astfel că la amvon ajungea întreaga varietate a slujitorilor creștini. Sarcina mea era să îi iau de la aeroport și să îi găzduiesc pe durata șederilor. Am băgat de seamă că atunci când unii dintre slujitori intrau în mașină, aveam sentimentul că Iisus se așeza alături de mine. Se ridicau apoi la amvon să predice și parcă însuși Iisus s-ar fi ridicat și ar fi vorbit. Veneau și alți vorbitori, care mă făceau să mă întreb, ce s-a întâmplat? De ce mă simt așa murdar? De ce e conversația lor atât de vulgară? Apoi mergeau la microfon și oamenii erau mântuiți, vindecați și slujiți. Convertirile și vindecările acestea nu erau contrafăcute, ci aveau loc prin puterea Duhului Sfânt. Mi-am zis atunci, Doamne, nu pricep, ce se petrece? Cum se pot purta în felul acesta de față cu mine, pentru ca apoi să meargă la amvon, iar oamenii să fie mântuiți și vindecați? Atunci Dumnezeu mi-a arătat că Iuda a propovăduit și el împărăția cerurilor, a scos afară draci, a vindecat bolnavi și a făcut minuni. Cu toate acestea, Iuda a sfârșit în iad. Balaam a profețit la rândul lui, însă Dumnezeu l-a făcut să piară ucis de sabie. Saul a profețit, dar nici el nu a sfârșit bine. Domnul mi-a spus, ungerea lui Dumnezeu, darurile spirituale care se manifestă în viața cuiva, nu sunt neapărat un semn al aprobării divine. După roade îi veți cunoaște pe oamenii aceia. Am putea spune, deci, că darul este ceva ce coboară în viața cuiva, pe când roada se dezvoltă în interior, în caracterul omului? Da, e un mod foarte potrivit de a le prezenta pe cele două.
Ai vorbit despre călăuzirea bazată pe pacea lăuntrică și despre simțământul de neliniște, de disconfort care apare atunci când Duhul Sfânt te oprește de la ceva. Însă unii oameni pun sub semnul îndoielii faptul că Dumnezeu încă vorbește și astăzi. S-ar putea ca ei să creadă că Dumnezeu vorbește numai prin Scriptură. Crezi că Dumnezeu încă vorbește și azi și că o face numai în concordanță cu cuvântul Său? Mai întâi, aș aminti cuvintele spuse de Pavel bisericii din Corint. Când erați păgâni, știți că vă duceați după idolii cei muți. Vezi 1 Corinteni 12:2. Așadar, dumnezeii pe care îi slujeau corintenii nu puteau vorbi. Pavel evidenția diferența dintre aceștia și Dumnezeul nostru, care vorbește lămurit. Cum anume o face? Noul Testament ne arată felurite moduri în care Dumnezeu ne vorbește. Mai întâi de toate, El ne vorbește prin mărturia lăuntrică, prin acel simțământ plin de pace. Acesta este principalul fel în care ne vorbește. Chiar mai mult decât prin cuvântul Lui? Nu, Scriptura și simțământul păcii lăuntrice sunt întotdeauna în concordanță. Dacă aveți un simțământ de pace care nu se aliniază cuvântului divin, nu îl ascultați. Este limpede că în astfel de cazuri aveți motivații greșite în inimă și că trebuie să reveniți mai întâi la starea de neutralitate, fiind gata să primiți călăuzirea lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Scriptura este cea care are ultimul cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu constituie întotdeauna temelia și structura de bază. Într-adevăr, așa este. Așadar, mărturia lăuntrică a păcii ocupă primul loc. Pe cel de-al doilea se află glasul blând și liniștit despre care vorbește Biblia. Iisus spunea că oile lui îi cunosc glasul. Duhul lui Dumnezeu ne transmite ceea ce îl aude pe Iisus spunând și acesta este glasul blând și liniștit despre care vorbeam. Unii oameni au căzut în capcană, fiindcă au început să urmeze felurite glasuri fără să aibă vreo confirmare lăuntrică privitoare la ele. Ori de câte ori am auzit glasul lui Dumnezeu, acesta era însoțit de mărturia interioară și amândouă erau în concordanță cu Scriptura. Temelia pe care zidim este alcătuită din aceste trei elemente: cuvântul, adeverirea Duhului Sfânt și glasul blând și liniștit. Dacă auziți un glas care nu e întărit de mărturia lăuntrică, nu dați ascultare vocii aceleia. Am participat la întâlniri unde feluriți oameni au avut pentru mine mesaje profetice, fără ca eu să simt prezența lui Dumnezeu sau vreo confirmare interioară. În astfel de situații nu iau în seamă cuvintele auzite. Următorul mod în care ne arată Noul Testament că ne vorbește Dumnezeu este prin intermediul viselor. În Fapte 16 este relatată experiența de care a avut Pavel parte. Un macedonian i s-a arătat în vis și i-a zis: treci în Macedonia și ajută-ne. Duhul Sfânt folosea visul acela pentru a-i spune lui Pavel să meargă în Macedonia. Dumnezeu vorbește unora prin vise mai mult decât altora. El îi vorbește într-un mod deosebit prin vise soției mele. În ce mă privește, Dumnezeu îmi vorbește mai cu seamă prin mărturia lăuntrică și prin glasul cel blând și liniștit. O altă cale prin care Scriptura ne arată că Dumnezeu vorbește oamenilor este cea a vedeniilor. Pavel ne vorbește despre o asemenea vedenie cu privire la care scrie: dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. 2 Corinteni 12:2. În cazul vedeniilor, nu ne dăm seama dacă ne găsim sau nu în trup, însă putem vedea literalmente în lumea spirituală. În anul 1989, când păstorul nostru ne-a împuternicit pe mine și pe soția mea să începem lucrare pe care o desfășurăm astăzi, a făcut-o în urma unei vedenii pe care o avusese. A venit într-o zi la întâlnirea cu întreg personalul bisericii și a spus: azi noapte am avut o vedenie. Parcă aș fi urmărit imaginele pe ecranul unui televizor. Unul dintre păstori nu va mai sluji alături de noi. Va călători în lumea întreagă și va fi o binecuvântare pentru trupul lui Hristos. Apoi a adăugat: omul acela ești tu, Jean Bivier. Dumnezeu îmi spusese și mie același lucru în rugăciune cu vreo 8 luni în urmă, astfel că mesajul păstorului a constituit o confirmare pentru mine. Ultimul mod în care ne arată Noul Testament că Dumnezeu ne vorbește este cel al răpirilor sufletești. Petru a avut parte de o asemenea experiență în Fapte 10. În cazul unei răpiri sufletești, simțurile nu mai funcționează. Răpirea diferă de vedenie, fiindcă în cea din urmă simțurile rămân intacte, iar omul se poate mișca nestingherit. Când Pavel și Ioan au fost răpiți la cer, nu au fost ca împietriți. În cazul unei răpiri sufletești, omul poate vedea ceva și auzi glasul lui Dumnezeu, însă celelalte simțuri încetează să mai funcționeze. Poate că unii vor întreba: cum rămâne însă cu semnul lânii?
Semnele de felul acesta constituie o metodă folosită în Vechiul Testament pentru descoperirea voii lui Dumnezeu. Tot ce găsim scris în Vechiul Testament trebuie trecut acum prin filtrul crucii, iar acesta va lăsa unele aspecte în picioare, pe altele le va rectifica, iar pe altele le va da la o parte. Dacă luăm semnul cu lână și îl trecem prin filtrul crucii, vedem că acesta îl lasă la o parte. Scriptura spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu toți cei ce sunt călăuziți de semnul cu lână. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu locuia în lăuntrul oamenilor, astfel că Dumnezeu le vorbea prin semne de felul celui cu lână. În ce mă privește, nu încurajez astfel de practici în rândul credincioșilor Noului Testament. Cred că și ele pot fi de folos, însă trebuie să vă asigurați mai presus de toate că sunteți călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu și de mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt. Semnele au de-a face cu tărâmul fizic și nu cred că ați dori să vă încurcați singuri apelând la elemente care aparțin acestui domeniu. Noi suntem chemați să trăim în Duhul și să umblăm prin Duhul. Aș vrea să adaug spuselor tale. Toate răspunsurile acelea au fost în concordanță cu tărâmul spiritual. Noi avem un mandat foarte clar, ca atunci când vedem că fratele nostru se confruntă cu o nevoie, să nu ne închidem inima față de el. Uneori nu e necesar să auzim un glas din ceruri, ci doar să vedem sau să auzim despre o nevoie. Când am auzit ce se întâmplă cu cărțile noastre, din care oamenii rupeau pagini și le dădeau mai departe de la unii la alții, ne-am zis, cum ne-am putea închide inima față de nevoia aceasta? Nu o văzusem niciodată cu ochii noștri, dar auziserăm despre ea, astfel că ne-am spus, trebuie să facem ceva. Atunci când am auzit despre fetele care erau victimele traficului de ființe umane, deși Dumnezeu nu mi-a vorbit, i-am spus soției mele, Lisa, trebuie să dăm o mână de ajutor. Eu am citit despre problema aceasta într-o revistă, iar apoi am văzut-o cu ochii mei peste hotare. Uneori, oamenii așteaptă un semn, o răpire sufletească, o vedenie sau un vis, când Scriptura spune, Cine vede pe fratele său în nevoie, trebuie să începem cu frații și cu surorile noastre aflați în nevoie, cu creștinii care întâmpină felurite greutăți. Începem cu cei pe care îi putem vedea sau atinge, cu oamenii ale căror glasuri le auzim și față de care nu ne putem închide inima. Am observat că ori de câte ori reacționăm față de ceea ce vedem în lumea fizică, Dumnezeu ne încredințează și mai multe în cea spirituală, spunând, văd că ai fost credincios cu ceea ce ți-am dat pe mână. Acum îți pot încredința ceva mult mai mult în domeniul credinței. Alte răspunsuri la întrebări adresate lui John. Cum ajunge cineva să-l hulească pe Duhul Sfânt? Remarca lui Iisus privitoare la hula împotriva Duhului Sfânt se găsește în Matei 12, în Marcu 3 și în Luca 12. În relatările din Matei și din Marcu este surprins în mod clar contextul. Mai marii vremii l-au acuzat pe Iisus că a scos afară demonii cu puterea lui Belzebul, domnul dracilor. Atunci a făcut Iisus afirmația, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Prin urmare, a huli pe Duhul Sfânt înseamnă a-L vorbi ostentativ de rău, îndeosebi, echivalând manifestările sale cu lucrările diavolului. Este biblic să ne rugăm și să cântăm cântece Duhului Sfânt, la fel cum ne rugăm sau cântăm Tatălui sau Fiului? Cu siguranță! Duhul Sfânt este Dumnezeu, iar El trebuie să primească închinarea ca Dumnezeu. În Ioan 4:24 ni se spune, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Cred că noi suntem chemați să ne închinăm și să aducem laude Duhului Sfânt în tocmai cum îi lăudăm pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. De unde știm care rugăciuni sau cântări ar trebui să fie adresate Duhului Sfânt? Iisus le-a spus ucenicilor săi, citez, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. În ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă voi da. Închei citatul. Noi venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu Tatăl în numele și prin autoritatea lui Iisus. Apoi avem părtășie,
adică comunicăm și conversăm sau punem întrebări cu Duhul Sfânt, aspect adus în discuție pe parcursul acestei cărți. Este biblic să cerem Duhului Sfânt să vină într-o adunare sau un serviciu când El este omniprezent? Da, Biblia ne învață deopotrivă despre omniprezența lui Dumnezeu și despre prezența sa specială, vădită. Despre omniprezența lui aflăm mai multe din cuvintele psalmistului David. Citez, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Încheia citatul. Scriptura ne mai arată că Dumnezeu nu ne va lăsa și nu ne va părăsi niciodată. Vezi Evrei 13:5. Și aici surprindem omniprezența Lui, prezența care se regăsește întotdeauna, pretutindeni. Pe de altă parte, putem vorbi și despre prezența manifestată a Lui Dumnezeu, adică despre cea care nu mai este nevăzută, ci văzută, care nu mai rămâne neauzită, ci devine auzită, care nu mai e nici necunoscută, ci se face cunoscută. Dumnezeu își manifestă prezența atunci când se descoperă simțurilor noastre. Vezi Ioan 14. Cred că este biblic să cerem această prezență manifestată a Lui. De ce ne rugăm ca Dumnezeu să își reverse Duhul Sfânt? Nu a făcut deja aceasta? În Zaharia 10:1 găsim scrise următoarele cuvinte. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. În Scriptură, ploaia reprezintă întotdeauna revărsarea Duhului Sfânt. Cred că atunci când îl rugăm pe Dumnezeu să își reverse Duhul, cerem o revărsare proaspătă a acestuia peste comunitatea, orașul și țara noastră, adică o revărsare mai mare a prezenței manifestate a lui Dumnezeu, care ne împuternicește să facem lucrarea Lui și care va duce la un seceriș mai bogat de suflete pentru împărăția cerurilor. Cum pot dezvolta o relație mai profundă cu Duhul Sfânt? Cum pot avea parte în mai mare măsură de prezența și de puterea Lui? Petrecând timp cu Dumnezeu și studiind cuvântul Său, o explicație detaliată a modului în care putem dezvolta o relație mai strânsă cu Dumnezeu puteți găsi în al doilea și al treilea capitol al acestei cărți. Dacă Duhul Sfânt cunoaște toate lucrurile, de ce mai e nevoie să citim Scriptura? Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui inspirat, fiindcă acesta este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Duhul Sfânt folosește acest cuvânt scris, termenul din limba greacă este logos, pentru a aduce la noi cuvântul rostit, rema. Duhul Sfânt însuflețește logosul, care devine pentru noi rema. Dacă noi nu petrecem timp cufundați în logos, cu inima deschisă înaintea Duhului Sfânt, atunci este mult mai greu de ajuns la rema. Biserica subterană din China era plină de Duhul Sfânt, însă vreme de ani de zile și-a dorit cu disperare să aibă parte de Biblie. Creștinii chinezi doreau să citească Scriptura pentru ca Duhul Sfânt să le poată vorbi și prin cuvântul scris și să dea viață acestuia în inimile lor. Este nespus de important să citiți Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Lui lucrează împreună, într-un parteneriat. Nu uitați, Biblia conține tainele lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este Cel care ne descoperă aceste taine. Dacă citiți un pasaj din Scriptură fără a fi călăuziți de Duhul Sfânt, puteți observa numai ceea ce exprimă textul acela în limbaj omenesc. Însă, prin Duhul Sfânt puteți pătrunde înțelesul lui spiritual, care transcede înțelegerea omenească, fiindcă prin Duhul Sfânt avem în noi gândirea lui Hristos. Citez. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Într-adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.
și vorbind despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 2, de la 7 la 16. Viața bisericii mele este atât de seacă. Ce aș putea face eu, ca simplu mădular al ei, pentru a aduce mai mult din Duhul Sfânt în biserică? Dacă nu ești lider în biserică, singurul lucru pe care îl poți face este să te rogi. Mai întâi, invită-L pe Duhul Sfânt în viața ta, astfel încât să duci cu tine în biserică prezența sa manifestată. Apoi roagă-L pe Dumnezeu să atingă inima liderilor